bani mulți. E normal, îl înțelegem, da, dacă ar accepta. Să nu uităm că și Neymar este căutat de echipe din Brazilia și... Da, da, și probabil că și de unele din Europa. Chiar dacă, adică mai, să revin. Mai greu să da. Florin Bratu, Andrei Cristea, Radu Drăguț, vă mulțumesc mult pentru prezență. Pe DigiSport 2 este Aston Villa Brentford, pe DigiSport 4 la pauză, la pauza meciului dintre Milan și Lecce, 2-0 Pulisic și Giroud, marcator pentru formația gazdă. Următoarea ediție de fotbal european mâine la 16:30 înainte de United Liverpool. Vă așteaptă atunci Andrei Niculescu. Acum însă ne așteaptă Andreea Trușcă în studioul știrilor DigiSport. Bună seara, Andreea. Bine te-am găsit, George, doamnelor, domnilor, bine v-am găsit. Derby Vișiniu diseară în Giulești, echipa lui Bergodio înfruntă pe CFR Cluj, iar Michel Arteta pregătește o victorie în fața lui de Zerbi. Detalii la știri după o scurtă pauză, vă aștept. Împreună cu știința, Betano, jocul începe acum. Deseori ne întrebăm care este secretul păstrării tinereții. Știința ne oferă câteva indicii, iar soluțiile vor întârzia să apară. Dar ele nu vor înlătura ca prin magie neajunsurile vieții moderne. Numai de noi depinde să adoptăm o dietă sănătoasă și o viață activă în care să alegem să... ATP. What a terrific performance. Pentru următorii 3 ani în direct la DigiSport. Deseori ne întrebăm care este secretul păstrării tinereții. Știința ne oferă câteva indicii, iar soluțiile vor întârzia să apară. Dar ele nu vor înlătura ca prin magie neajunsurile vieții moderne. Numai de noi depinde să adoptăm o dietă sănătoasă și o viață activă în care să alegem să prevenim în loc să tratăm. La Digi24, tinerețe fără bătrânețe nu este un vas. Este locul în care afli remediile pe care le ai la îndemână pentru a fi în formă tot timpul. Fac minuni pe teren, tu faci profit acasă. Pregătește-te pentru marile competiții din țară și Europa și pune pariu pe Super Avancronica. În direct la DigiSport. Zona roșie, aproape de strălucirea Europei. Ăsta-i planul de atac în play-out-ul Superligii. Fotbalul nostru, între salvare și calificare. În direct la DigiSport. Thank you.
Bine v-am găsit la știri, sunt Andreea Trușcă. Diseară în Giulești se înfruntă două echipe în criză. Rapid a pierdut contactul cu liderul FCSB după două înfrângeri în play-off, iar CFR speră să schimbe macazul după umilința din cupă. Pentru ambele formații, miza rămâne un loc pe podium. Rapid și CFR Cluj se înfruntă într-un moment deloc fast. Giuleștenii vin după două eșecuri la rând în play-off, în timp ce echipa din Gruia a fost eliminată rușinos din cupă, iar Adrian Mutu și-a dat demisia. Marea miză rămâne lupta pentru podium. Avem nevoie de aceste trei puncte ca ei pentru a intra în această, cum se poate spune, podium, nu? Pentru a intra în cupele europene, este obiectivul principal. Sperăm să câștigăm, să bucurăm și noi fanii că în astea două meciuri, că mai mult am supărat decât am făcut fericiți. Capitanul Cristi Săpunaru a împlinit 40 de ani, dar speră ca retragerea să întârzie. Mai sunt vreo 5-6 ani și... Nu. E normal, nu apropii și eu. Perioada care trebuie să vină la oricine, la orice fotbalist. Nu putem să... Și că mai infinit. Rapid s-a impus în fața CFR-ului în ambele meciuri din sezonul regulat. Florin Pârvu a antrenat-o un an și o lună pe Petrolul și acum vine la Ploiești ca adversar. Avem mare nevoie de puncte și vrem să le luăm de la Petrolul, a spus antrenorul celor de la Voluntari. Florin Pârvu se întoarce la Ploiești la mai puțin de o lună de când a fost dat afară de la Petrolul. Antrenorul a preluat-o imediat pe FC Voluntari și ilfovenii sunt în revenire de formă. Vin după o victorie în play-out cu Hermannstadt și o calificare în semifinalele Cupei României după ce au eliminat-o pe FCU Craiova. Mergem la Ploiești cu încredere, mergem să ne facem jocul și... să plecăm cu puncte sau cu punct de acolo. Suntem în mare căutare de puncte, pentru că situația noastră, chiar dacă s-a îmbunătățit puțin, nu este încă liniștitoare. Ploieștenii sunt neînvinși după primele două etape de play-out. Victorie cu FCU Craiova și remiză cu Dinamo etapa trecută. FCSB Universitatea Craiova este derbiul care poate relansa lupta pentru titlu sau îi poate aduce pe roșalbaștrii cu un pas mai aproape de trofeu. Bătălia se dă pe Arena Națională, în direct la DigiSport 1 mâine seară de la ora 20:30. Universitatea Craiova a câștigat primele două meciuri din play-off cu CFR și Rapid și a reușit să se păstreze la 7 puncte în urma liderului FCSB înaintea primei confruntări directe. Oltenii știu că o victorie pe Arena Națională ar aprinde lupta pentru titlu, însă trebuie să schimbe ceva. Au pierdut la scor de neprezentare ambele întâlniri cu roșialbaștri din sezonul regulat. Echipa lui Ivailo Petev vine la București după dezamăgirea eliminării din Cupa României în fața Oțelului. Ima ce drept dosta dobri individualni igrači, като отбор са добри, но не са непреодолими. Jucători care pot face diferența în orice moment. Dar și noi avem maturile noastre și ne ducem acolo cu un singur gând. De partea cealaltă, roșialbaștrii sunt hotărâți să nu scape printre degete titlul așteptat de 9 ani. Un succes ar distanța FCSB la 10 puncte de urmăritoare în clasamentul play-off-ului. I asked our fans to be next to the players because we need them again more than ever in this game, and they showed that they will be next. As I was informed, we'll have around 40,000 people, very, very important for the players, and I hope and I wish that we make them happy. Înaintea partidei de pe Arena Națională, FCSB are o serie de 5 meciuri fără eșec în fața oltenilor. Derbiul etapei a treia din play-off-ul pentru titlu FCSB Universitatea Craiova este în direct la DigiSport 1. Mikel Arteta pregătește o victorie în fața lui De Zerbi. Arsenal rămâne în cursa la titlu doar cu o victorie în deplasarea de la Brighton, de la ora 19:30 în direct pe DigiSport 2. Arsenal nu are puncte de pierdut în cursa pentru titlu în Anglia după o pauză de 20 de ani. Tunarii vin după 2-0 cu Luton, dar au un examen mult mai dificil împotriva lui Brighton. Pescărușii trag la un loc de Europa, chiar dacă n-au luat decât un punct din ultimele două etape. În tur, Gabriel Jesus și Kai Havertz au adus victoria tunarilor. Înainte de deplasarea de la Brighton, golgheterul londonezilor e Bukayo Saka, autor a 14 goluri în campionat. Everybody is just suffering to win because the level is so high, and we're going to have a really tough opponent against with Brighton. We know that. Prepare well and try to be better than them and try to win.
Toate drumurile duc pe Olimpico, unde se va disputa marele meci dintre Roma și Lazio. Va fi primul derby de la capitale pentru antrenorii celor două formații. Dar Daniele De Rossi a fost unul dintre protagoniștii acestui duel din postura de jucător. Roma-Lazio este în direct la Digisport 4 de la ora 19. Roma și Lazio se înfruntă într-un derby de la capitale extrem de interesant pe Stadio Olimpico. Ambele rivale au antrenori noi. Legenda Daniele De Rossi a schimbat soarta gialorosilor după îndepărtarea lui Jose Mourinho, iar Igor Tudor a debutat cu o victorie în fața lui Juventus în campionat. So che è una partita che era tanta attesa da parte nostra, da parte mia anche, perché comunque è un'emozione grande averlo giocato da pulcino, da giovanissimo, da lievi, da primavera. E adesso oltre alla prima squadra anche in versione allenatore. Però non ho né tempo, né spazio, né voglia di pensare alle emozioni, perché devo preparare una partita di calcio. Loro sono una squadra forte, hanno un allenatore forte. Igor Tudor lo conosciamo e ci faremo trovare pronti. Ambele echipe sunt în cursă pentru un loc de cupe europene. Roma este neînvinsă de 6 partide și este pe locul 5, în timp ce Lazio este pe 7. Athletic Bilbao are foame de trofee, bascii dau piept cu Mallorca în finala Cupei Spaniei. Meciul este în direct pe Digisport 2 de la ora 23. Bilbao se pregătește de sărbătoare. Athletic are 23 de cupe ale Spaniei în palmares, dar n-a mai pus mâna pe trofeu de 40 de ani. Trupa lui Ernesto Valverde joacă marea finală cu surpriza competiției Mallorca. Bilbao e mare favorită după ce le-a scos din competiție pe Barcelona și Atletico Madrid. Athletic Club de Bilbao e favorită pentru că ajunge mai bine în finală, e într-o formă foarte bună, a păstrat jucători la meci cu Real Madrid. Va câștiga. Este o vulpe bătrân Javier Aguirre, dar cred că Cinguri va câștiga. Revenirea Simonei Halep în circuit i-a produs o mare bucurie lui Darren Cahill. Într-un interviu exclusiv acordat în cadrul emisiunii A și tenisului, antrenorul australian a spus ce are de făcut Halep pentru a reînnoda șirul succeselor. Darren Cahill a fost încă de la început unul dintre susținătorii Simonei Halep în lupta pentru revenirea în circuit. Antrenorul australian are acum o colaborare de succes cu Jannik Sinner, însă a urmărit cu atenție cazul fostei ocupante a locului întâi WTA. The reason I've stood by her from day one is that she would never ever intentionally take anything that was prohibited, and she's always said that and stuck to it, and I'm glad that finally CAS were able to see that and she's back on the court, and I'm as thrilled as I'm sure everybody is in Romania. În interviul exclusiv acordat în cadrul emisiunii A și tenisului, Cahill a dezvăluit care este următorul pas pe care Simona trebuie să-l facă pentru a putea lupta din nou pentru cele mai importante trofee din circuit. It was great to see her back. Great to see her get a little bit angry about a couple of easy misses and just knowing that she'll get better once she puts the training in. So nothing surprises me with her. She's a great champion of the game. She's a terrific ball striker. Tennis is not a problem. Her tennis will come back, no worries at all. You just have to put the hard work in to get the body right to be able to play week in, week out. Până în punct știrilor, urmează partida din Superliga, Petrolul Voluntari, comentată de Dan Ștefănescu și Adi Soare. Noi ne revedem la pauza meciului pe curând. Bun găsit, prieteni ai fotbalului, bine ați venit pe stadionul Ilie Oană împreună la Ploiești pentru meciul dintre Petrolul și FC Voluntari. Petrolul contra unei echipe calificate în semifinale Cupei României, FC Voluntari, care a obținut biletul pentru o semifinală cu Corvinul după un succes în 120 de minute plus lovituri de partajare pe terenul lui FC-ul Craiova. Însă acest FC Voluntari, cel pe care îl vedem astăzi, nu e deloc obosit, pentru că Voluntari a obținut calificarea cu o altă distribuție. Suntem Dan Ștefănescu și Adrian Soare, bine v-am regăsit! Da, și e un alt tonus la FC Voluntari după victoria cu Hermannstadt, mai ales pentru că aceea i-a permis echipei ilfovene să iasă din zona retrogradării. Petrolul cu Zima în poartă, Dumitriu Huja Papțicu, apoi Hanca Diomande,
Gicu Grozav, Jair Musi plus Iro Biso. Petrolul a arătat rău cu Dinamo, astfel încât a făcut câteva schimbări. Florin Stângă, vom avea timp să detaliem pe parcursul întâlnirii. Și așa arată ilfovenii. Florin Pârvu, fostul antrenor al Petrolului, vine aici, în fosta casă, pe stadionul Ilie Oană, cu acest 3-4-3 obișnuit pentru meciuri de campionat, având în față pe Dumităr și pe Adam Nemeț și în rest toți jucătorii cu adevărat importanți pentru FC Voluntari. Acestea sunt echipele, acestea sunt primele informații, rămâneți cu noi, revenim în doar câteva momente cu startul de meci. Împreună cu știința. Betano. Jocul începe acum. Lupta pentru coroana Angliei e mai strânsă ca niciodată. Foudargo! Rivalitatea lor, bucuria noastră, mai ales cu Drăgușin în prima linie. Premier League e aici, la Digi Sport. Spectacolul campionilor. Regatul sportului rege. Au șocat Spania, dar acum cer recunoaștere. Cu trofeul la mijloc, Athletic Bilbao se bate cu Mallorca. Finala Cupei Regelui. Astăzi, de la 11 seara, în direct la Digi Sport. Mult fotbal, dar și multe declarații. Facem lumină și lăsăm doar adevărul în prim plan. Cine are de pierdut și cine câștigă cu adevărat? În fața fanilor, toți suntem egali. Aici, doar fotbalul are tratament special. Digi Sport Special, cu Vali Moraru. În direct, numai la Digi Sport. De campeón en categoría masculina del Mutua a Rafael Nadal. Djokovic defends his Shanghai title in a dramatic final. Djokovic, what a bang! He successfully defends his title here in London. Tenis de nivel mondial. Împreună cu știința, Betano. Jocul începe acum. Pentru culori. Betano. Jocul începe acum. Suspans până în ultima cursă. Asta vrem și noi în noul an. MotoGP. We love you. Un nou sezon în direct la Digi Sport. Compania este campion mondial în 2023, primul pilot Ducati care își apără trofeul la clasa mare.
Superliga vă este oferită de Superbet. Viorel Fluieran, arbitru de centru pentru acest Petrolul contra FC Voluntari, care este să înceapă un meci care beneficiază, desigur, și de asistență VAR. Sebastian Colțescu, principalul asistent VAR, ceea ce mă face să mă gândesc, de fapt, să ne amintim că ieri l-am avut pe aici Van Kovac, asistent VAR, la meciul de la Arad, între UTA și FC Botoșani. Până la urmă, uite că la anumite partide, arbitrii cu personalitate pe care ne așteptăm să-i vedem în centrul terenului, în teren, ajung să fie acum asistenți VAR pentru alți arbitri. Așadar, Petrolul FC Voluntari stă să înceapă. Cu un moment aniversar, așa cum ne-am obișnuit de fiecare dată când joacă Petrolul pe teren propriu, împlinește 59 de ani astăzi Vasile Constantin, cel pentru care gazonul de pe Ilie Oană este practic o a doua casă. Omul care de peste 30 de ani are grijă de suprafața de joc stadionului din Ploiești. Așadar, Florin Pârvu împotriva echipei pe care a pregătit-o până la finalul sezonului regulat. Voluntariul vine aici cu speranțe mari, pentru că a arătat bine în ultimele două partide echipa pilfoveană, în vreme ce Petrolul nu chiar putem spune că a arătat bine în meciul cu Dinamo. A zice că n-a arătat foarte bine nici în meciul cu FCU Craiova, pe care l-a câștigat cu 1-0. Și dincolo, la Voluntari a spune că au arătat bine nu numai la calificarea unde a jucat cu un alt defectiv, nu numai la victoria cu Hermannstadt, care oricum fusese contestată de Dinamo, dar mă rog, trebuie să ne obișnim cu așa ceva. Au arătat bine chiar la debutul lui Florin Pârvu în deplasarea de la UTA, unde au pierdut cu 4-3. Să vedem ce propune Voluntariul astăzi, pentru că la modul în care arată clasamentul, e clar că Voluntariul e echipa care are mare nevoie de puncte. La 5 puncte în spatele Petrolului. Petrolul e pe locul 5 în play-out, 22 de puncte. Singurul lucru care i-ar putea amâna în luptă pe ploieșteni e acel detaliu financiar cu privire la clasarea pe o poziție superioară. Altfel, Petrolul n-are licență europeană. În vreme ce Voluntariul trage tare să scape de retrogradare și speranțele, în mod evident, au crescut după victoria cu Hermannstadt. Ce ciudat s-a poziționat aici Lucas Jima. Bine, în principiu totul pare ciudat, pentru că te aștepți la cum răsunau tribunele, cum se cânta imnul Petrolului, să vezi Petrolul având mai multă inițiativă, dar se pare că Petrolul va practica cumva acel fotbal în registru de așteptare, cum a făcut ieri UTA contra Botoșaniului, tocmai pentru că Voluntariul trebuie să-și asume inițiativa. Primul atac concret al prahovenilor, purtat în flanc aici cu Jair, care este blocat în ultima clipă. A spune că Jair e mai important pentru zona de atac, de finalizare la Petrol în acest sezon, chiar mai important decât Gicu Grozav, pentru că nu are doar goluri, are și pase decisive, și să vedem execuția. Vine acum centrarea. Vâlceanu a ieșit acolo, mingea respinsă de cei de la Voluntari. Încearcă Zima să o readucă în preajma careului advers. Diomande a intrat direct în primul 11 în locul lui Takayuki Seto. Diomande a fost rezervă cu Dinamo, dar a jucat bine în momentul în care a intrat în partea a doua. Gicu Grozav n-a jucat bine, deși a fost titular. S-a scos însă cu golul marcat în al 13-lea minut al prelungirilor din penalti. Dar Gicu Grozav e un jucător ce nu poate fi scos din primul 11. Categoric e talismanul Petrolului. Hai să vedem aici, fără preluare practic, pasul lui Vadim Rață.
cu Doru Andrei, a preluat Dumitr, unde este Adam Nemeț, șutul lui Dumitr peste poarta lui Lucas Jima. Avem prim plan cu al doilea vârf. Cred că putem spune al doilea vârf al voluntarului, după Adam Nemeț, care aici a ales o soluție ce poate părea individualistă, dar mie mi se pare că transmite foarte clar dorința voluntarului să plece de aici clar cu toate punctele. Adică așa mi se pare că arată o echipă care vine în deplasare pentru a obține punctele și nu jumătățile de măsură. Degajează acum Zima. O minge pe care o interceptează Ilfoveni, Matricardi pentru Nasser Ali. Albanezul a fost chemat la echipa națională pentru partidele din finalul lunii precedente. A fost rezervă însă în ultimul meci cu Suedia. Nu e atât de simplu să prinzi primul 11 al Albaniei. Da, a fost o surpriză convocarea lui, totuși, pentru că nu venea de la o echipă care să aibă rezultate. Nu era într-o perioadă bună, era perioada dinaintea intrării în play-out, când lucrurile mergeau rău pentru FC Voluntari. Ca rezultat, acum cine știa, antrenorii știi foarte bine, acum am aflat și noi în ultimii ani, caută volumul de joc, numărul de minute, interpretează lucrurile un pic diferit. Hanca, spunem că o minge cumva de contraatac, pasa însă este anticipată de Vadim Rață, care este aici umbră lui Musi, blochează doar repunere de la margine pentru echipa prahoveană, care observăm că rămâne în continuare cu Dumitriu ca variantă pentru fundaș lateral dreapta, Țicu imbatabil în stânga, precum bancul la Craiova, și apărătorii centrali. Huja e atacat aici de Dumitr și Huja trebuie să fie foarte atent, pentru că Dumitr, când vine peste tine, vine cu toate armele din dotare, numai cu sprintul, se mai agață, mai intră în tine, te mai busculează. Foarte bine Dumitriu, aici în fața lui Nasser Pali, combină cu Musi, doi dintre jucătorii care au fost rezerve în meciul cu Dinamo. De Diomande am vorbit, deja Robiso, n-a jucat nici el din primul minut cu Dinamo, a fost folosit Berisha. Aici e un fault pentru care de regulă arbitrii dau cartonaș galben, pentru că e un fault intenționat. Mingea plecase de mult din piciorul lui Musi. Da, e clar. Era evident. Fundașul nu are nicio legătură să blocheze mingea, ci doar să facă un asemenea atac. Dar Petrolul are reacție. Spuneam, dacă am văzut o inițiativă foarte interesantă pentru echipă aflată în deplasare la Voluntar, Petrolul are reacție. Încearcă să stabilească, să-și marcheze teritoriul și această fază fixă s-ar putea să-i ajute pe Prahoveni. Țicu, o poziție bună pentru un stângaci, dar preferă să trimită direct pe buturile lui Vâlceanu. În pressing, în continuare, ploieștenii, mă rog, face Țicu cu acest fault. El rămăsese în acea zonă și era vulnerabil într-un duel 1-1 cu Doru Andrei. Iată-l pe Boboc, acum pas în spate. Ricardinho a împlinit 30 de ani, a prelungit recent contractul cu FC Voluntar pe încă un sezon. Recuperează Petrolul, Hanca, să-l vedem pe Hanca, o piruetă. El așteaptă pe Țicu, iar acum Jair. Ca poziționare, Hanca interesant, ba joacă în dreapta lui Ismael Diomande, ba joacă în stânga, asta arătând cumva o anumită mobilitate. Oricum Hanca trebuie să alerge ceva mai mult, mie sincer Diomande acum arată altfel din punct de vedere fizic, dar când a venit anul trecut
sincer mi se părea cam greoi. Țicu întoarce Huja din prima hanca preluare și au dezvoltat jocul aici în stânga. În sfârșit l-au pus pe Țicu într-o poziție de atac, care nevoie de om, într-adevăr, Țicu grozav, care se plece cumva din dispozitiv să-i deschidă unghiul de joc. Jair în spate pentru Hanca, mută jocul în partea opusă la Musi, care ratează preluarea. I-a luat și el locul lui Ișvan, o umbră Ișvan în partida cu Dinamo, la fel și Berisha. Toți sunt pe bancă, la fel și Denis Radu, cel care a jucat fundaș dreapta din primul minut al meciului cu Dinamo, înlocuit și el pe parcurs cu Dumitriu. Acestea sunt modificările pe care le-a făcut Florin Stângă, modificări pe care le-a făcut absolut oricine, pentru că a fost foarte clar că din momentul în care au intrat Musi, Diomande, Dumitriu și Irobiso, jocul Petrolului a arătat mult mai bine. Adică l-ar fi făcut și Florin Părvă, fostul antrenor al Petrolului, care cunoaște foarte bine acest lot. Mă uitam un pic peste ce interesant pe lista rezervelor, deci cu excepția lui Seto, cred că în teren Petrolul are tot ce are mai bun. Discuția ar fi dacă Petrolul la modul ideal e cu doi apărători centrali sau cu trei apărători centrali, ținând cont de variantele pe care le-au utilizat în trecut prahovenii, cu doi apărători centrali. Da, după venirea lui Florin Stângă, sau mă rog, după plecarea lui Florin Pârvu, cum vrei, a ieșit din primul 11 Bart Myers. Și astăzi olandezul este pe rezervă, Pap și Huja sunt oamenii din centrul apărării. Vedem linia celor patru fundași. Vine centrarea lui Boboc, minge respinsă de Huja. Ce nu s-a schimbat însă, în ciuda acestei renunțări la sistemul cu trei fundași central, este modul în care Petrolul atacă. Și acum, în acest 4-2-3-1, Petrolul are mari dificultăți pe joc pozițional, așa cum avea și în vremea lui Florin Pârvu. Nu întâmplător, Petrolul e echipa care a făcut cele mai multe rezultate de 0-0 în acest sezon. Pe de altă parte, pentru astfel de schimbare de registru, pentru ca o astfel de schimbare de registru să producă și efecte pozitive, e nevoie de timp ceva mai îndelungat și de probabil niște jucători de un alt profil. În special profilul cel mai rar la noi, și anume Decarul, cel care se inventează. În principiu, pe atac pozițional este greu voinicului, indiferent ce tricou îmbracă, adică de orice echipă. Cred că și lui FCSB este destul de greu la un moment dat pe atac pozițional, mai ales în ultima vreme. Dar o să vedem mâine, e altă poveste, play-off-ul. Decarul, Șesarul, Optarul, Noarul. Am crezut că te oprești la Noar. Da, e prea multe numere. Păi am pus deja o jumătate de echipă. Hai să vedem aici Armaș, care joacă cu pas direct în față, mă rog, era cam înghesuit, Hanca pierde. Și să vedem Crepulia, Vadim Rață, alergându-l pe Dumiter, pe care îl vor goni, într-adevăr, fiindcă la acest capitol al gonetei Dumiter este peste Adam Nemeț și nici n-are rost să-i iei din calitățile lui Adam Nemeț alergându-l. Un mesaj pentru Florin Pârvu și Eugeniu Cebotaru, cei care au plecat de la Petrolul. Mesaj de mulțumire din partea fanilor ploieșteni. Până la urmă, tot fanii au fost cei care l-au ținut în funcție în iarnă pe Florin Pârvu, atunci când conducerea ploieștenilor nu știa cum să facă mai bine să-l gonească. Da, aici o intrare necontrolată a lui Irobiso. Și Ricardinho, care se resimte, chiar cred că este comoționat acum, fundașul central al Voluntarului. Nici Irobiso n-a ieșit
neapărat bine, chiar dacă sincer mi s-a părut că el este agresorul, de altfel și lovitura liberă este pentru echipa Ilfovană. În continuare 0-0 la Ploiești între Petrolul și FC Voluntari, după modelul meciului de ieri, primul din zona de play-out, UTA contra Botoșan. Până la urmă, oricâte metafore am folosit, să ne așteptăm la o ferie. O deviere pe scurt, Adam Nemeț nu este acolo, deci nu va fi neapărat un carnaval de goluri, pentru că aceasta este realitatea meciurilor din play-out și, mă rog, luăm de ca experiență ce s-a întâmplat sezoanele trecute în meciurile de play-out. Da, iese Vâlceanu aici, dar nu se înțelege cu Nasser Ali. Probabil n-a strigat suficient de tare portarul voluntariului. N-a putut profita însă Petrolul. Primește Ricardinho. Urcă portughezul, caută repede să-l joace pe Adam Nemeț, însă ratează calibrarea pasei. Dat câteva pase interesante Dumitriu în finalul partidei cu Dinamo. Astăzi joacă din primul minut. Aici câștigă ceva teren. Ideea este că bun, la pase știm de unde vin pasele, din poziția pe care el a ocupat-o cel mai mult în carieră, și anume de mijlocaș. Ideea este ca fundaj lateral să-l sprijine mai mult pe Musi, sau mă rog, jucătorul care e acolo în dreapta, Hanca pentru Musi, preluarea lui Musi, care încearcă să țină mingea în control. Hai să vedem dacă poziția e regulamentară la Hanca, nu s-a ridicat Fanionul. Frumoasă combinație, Musi, Hanca, și-au tot repetat pasele până la urmă, însă Hanca e surprins în afara jocului. Da, vedem că susținerea pentru Musi vine mai ales din partea lui Hanca, într-adevăr în spatele defensivei ilfovene. Hanca fiind un obișnuit al flancului drept și la el putem spune că în cea mai mare parte a carierei a jucat în flanc, fie fundaș, fie mijlocaș de bandă. Acum, odată cu revenirea în România, a fost reprofilat în jucător de mijlocul terenului, unde, fie vorba între noi, nu mi se pare că a dat un randament nemaipomenit. Cred că pe el îl ajută ca să joace acolo faptul că, în comparație cu alți jucători de flanc, unde se cere viteză și, mă rog, alt gen de calități, el avea și calitatea asta, dacă controla bine mingea și a dezvolta un anumit joc de posesie, eu așa cred. Și până la urmă, dacă un antrenor îl joacă acolo, înseamnă că alte soluții nu prea a găsit. Apropo de lista, ce ar trebui Petrolului, ce ar trebui X cu un Oar, un Șesar, un Decar și așa mai departe, până la urmă, dacă ne uităm primate pe la alte cluburi, cui ar prizozi un Decar adevărat și așa mai departe. Toți n-am vorbit nimic despre antrenor, pentru că de presupus că nu va continua Florin Stângă din sezonul următor. Ploieștenii au încercat varianta Marius Șumudică, cel puțin asta a lăsat de înțeles, asta a spus Marius Șumudică. Ar fi refuzat însă pentru că Petrolul nu are licență de Europa, nici nu s-au gândit ploieștenii să ar putea ajunge în cupele europene. Acolo sunt probleme de alt tip, cu datorii, cu o relație rece la nivel de conducere, de administrație și la nivel de lot. Să vedem aici pe Bombo, care dă pasă lui Vadim Rață, n-a simțit, e totuși dușă pentru Ilfoveni. La câte drame se produc într-un final de sezon. O să-i sune telefonul non-stop lui Marius Șumudică, pentru că a avut o conversație și cu patronul FC-ul Craiova în aceste zile. FC-ul Craiova, care are licență de Europa, însă nu prea are perspective în acest moment. E greu să te duci să lucrezi acum la FC-ul Craiova, mai ales la
ce iureș s-a stârnit prin birouri. Ricardinho în centru, Crepulia nu îl putea juca pe Nasser Ali, care a stat parcă prea aproape de fundașul lateral. Ei bine, tot acolo s-a dus mingea, dar previzibil, apărarea Petrolului este superandă, deci n-a avut emoții. Irobiso, 3 atingere, a 4-a, a 5-a este cu pas, fază rezolvată de voluntari. Să vedem ce fac cu mingea imediat după ce recuperează. Te aștept să o dea mai repede în avanposturi. Scoate Dumitr lovitura liberă. Iată-l pe Diomande, mijlocașul central ivorian, 54% posesia voluntariului, care e normal să aibă mingea mai mult, pentru că am tot vorbit de nevoia acută de puncte în tabăra pilfovenilor. Deocamdată însă, la poarta lui Zima, în afara acelei lovituri de cap al lui Vadim Rață, n-a apărut nimic ieșit din comun. Poate aici Nasser Ali vine cu centrarea, gol! Vadim Rață înscrie cu capul, minutul 20, 1-0 pentru FC Voluntari. Au construit frumos ilfovenii această fază. Cred că știe foarte bine Florin Pârvu care sunt zonele vulnerabile ale echipei pe care a părăsit-o de curând. Acum să vedem care era poziția lui Vadim Rață. Prima poziție e bună, el inițiază totul, Adam Nemes doar plungește, Nasser Ali și e bună. Nu sunt litigi. E gol valabil, voluntari are 1-0. Huja, cel care s-a repezit către propria poartă, foarte inteligent aici, Adam Nemes, foarte bine a centrat și Nasser Ali a pus această minge în fața porții. 1-0 voluntari. Și jocul reluat repede. Analiza VAR care a certificat golul nu avea ce să detecteze, litigios. Petrolul condus. Este în atac, încercă să schimbe un pic ritmul de joc, nu neapărat viteza, e mai important ritmul decât viteza. Că viteză poți să ai să nu mai ai după 5 minute. Și lovitură liberă pe care o scoate Diomande. Jair cu o primă șansă de a trimite mingea periculos spre poarta lui Vâlceanu. Ceva mai devreme a șutat direct pe poartă. Țicu încearcă pe execuție la două capete și Jair. Iese un corner pentru Petrolul. Această primă repriză amintește izbitor de meciul din etapa a treia, când pe acest stadion Petrolul a întâlnit pe voluntari. Și atunci marca Boboc unul din cele două goluri, 0-2 atunci. Boxează aici Vâlceanu, Petrolul care poate recupera, dar Hanca recuperează și pierde pe repliere. Huja rezolvă până la urmă posesia care rămâne a petroliștilor. Recuperează ilfovenii. Te vezi la faza golului celor de la voluntari, cred că e destul de evidentă problema pe care am ridicat-o mai devreme, și anume reperele pe care noile repere ale jucătorilor care au trecut de la sistemul 3 la cel cu 2 fundași centrali. Acolo la prima pasă pentru Vadim Rață a fost un spațiu care n-ar fi existat în mod normal într-un sistem cu 3 fundași centrali, pe o zonă pe care par fi acoperit-o un al treilea central. Acum însă, cu 2, acolo ar fi trebuit să strângă Țicu, ceea ce nu s-a întâmplat. Așa s-a căscat acea prăpastie, aș zice, că a fost mai mult decât o breșă. Adică s-au dilatat spațiile și acest spațiu dilatat se regăsește de fapt și la ultima atingere. Centrare și spațiu
foarte mare. Și senzația că Huja nu poate marca doi adversari. Hai să vedem deschiderea, Boboc, iarăși spațiu și lovitură de colț pentru voluntari. Care a citit-o pe Petrolul, asta este pe scurt și pe românește. I-a ghicit spațiile, că altfel pasul în față pe care îl face Vadim Rață, spin serios, nu mai e un secret, toată lumea știe că așa joacă Vadim Rață și o face foarte bine la acest nivel, el bate cornerul. Presiune asupra porții lui Jima, reluare și e gol! E 2-0 pentru voluntari, golul marcat de Armaș, minutul 24. Wow! Două goluri încasate în cât 3-4 minute. 4 minute. Rață și Armaș, jucătorii din Moldova, dau lovitura la Ploiești. 2-0, minutul 24. Nici lor nu le vine să creadă, ultrașilor de la voluntari, că voluntariul marchează de două ori în 24 de minute la Ploiești. Două goluri marcate cu capul. Hai că la Armaș nu te miri, dar la Vadim Rață ai putea să te miri la golul de 1-0. Cât de lejer a reluat Armaș din spatele lui Gicu Grozav. Vedem Pap marcaj om la om acolo la Nemeț. Marcaj mixt la această fază fixă. 2-0 pentru FC Voluntari. E un scor destul de surprinzător, sincer să fiu. Jair pentru Irobiso. Am să vedem că petroliștii să nu uite că au totuși ultrașii în tribuna, deci ei trebuie să reacționeze, deci trebuie să-și ridice nivelul și să o facă, să spunem, cât mai repede. Dumitriu, preluare, pasă direct în adversar. Dumitriu revine, dar mingea este tot a voluntariului cu Dumiter, Adam Nemeț, Boboc e deja în aripă, dar unde e mingea? E la Ricardinho, care a rezolvat-o și iar era să-l pune pe Vadim Rață, să-l lase singur. A Petrolul trebuie să conștientizeze un lucru. Dacă pierde astăzi și Poliaș sau una și una dintre Poliaș și FCU Craiova câștigă meciul direct, atunci barajul se apropie la 2 sau la 3 puncte în funcție de câștigătoarea meciului din Copou. Iar acest lucru ar putea tensiona la maximum un final de sezon care s-ar anunța extrem de complicat în condițiile în care dinamica Petrolului în ultimele două luni e mai degrabă negativă, pentru că nu trebuie să scoatem din context ceea ce s-a întâmplat în ultimele etape din sezonul regulat. Corect. Petrolul a încheiat în genunchi prima parte a campionatului, 4 înfrângeri consecutive. Acum victoria cu FCU Craiova n-ar fi trebuit să le schimbe prea mult perspectivele sau să le întunece prea mult mintea ploieștenilor, pentru că am văzut-o pe Petrolul jucând rău, foarte rău cu Dinamo în primele 45 de minute. Pare că primele 45 de minute sunt cu probleme pentru Petrolul, pentru că acum e deja 2-0 pentru Voluntari. Iar Voluntari e o echipă mai bună decât Dinamo, chiar dacă Dinamo a câștigat ambele meciuri cu Ilfovenii. Da, ca unul care am văzut victoria lor cu Sibiul, pot să spun că e valabilă chestiunea cu tendința, că au jucat bine. Au jucat foarte bine contra unei echipe incomode, e Hens aici și într-adevăr e lovitură liberă pentru Voluntari. Juca bine contra unui Hermannstadt care, apropo de contestările venite după meci, lumea uită ușor, Balaur a dat un vinclu curat, a avut bară, mai ți minte, prin repiza a doua la 0-0. Deci a suferit Voluntariul în meciul acela. Aici, într-adevăr, însă, e cumva halucinant. Adică nu prea vezi, chiar la noi în campionat, unde în general e echilibru, vezi o echipă să ia un avans de două goluri atât de repede, până în 25. Și Petrolul este în vrie. O vrie ilustrată perfect de această intervenție a lui Țicu,
capitanul ploieștenilor. Țicu, din punctul meu de vedere, joacă dintr-un soi de inerție, pentru că evoluțiile lui nu sunt nemaipomenite în acest sezon, chiar dacă a marcat, chiar dacă a dat 3 pase decisive, are lacune destul de mari pe partea de apărare, însă nu există variantă de backup pentru postul de fundea stânga. Musi pentru Dumitriu, care se dezechilibrează în dribling, îl ajută Musi, care e mult mai abil la acest capitol al fentelor. Din nou Dumitriu, Musi, unghiul bun pentru centrare. Atenție la această deviere, Diomande cu recuperarea, poziție de șut, Diomande, Hanca pe lângă poartă. Activează modul Bet Builder cu cele mai jucate cote pe un singur meci. Orice meci. Betan. Jocul începe acum. Prima reacție a Petrolului după cele două goluri încasate în decurs de doar 4 minute de la FC Voluntari. Șutul lui Hanca pe lângă poartă. Niciun gol, nici o pasă decisivă pentru Hanca în acest sezon. Boboc acolo, ajutat de Dumiter, Boboc la Adam Nemeț, ratează veteranul slovac. O preluare care ar fi putut ajuta Voluntariul să creeze o nouă fază periculoasă. Jair într-un lung de centrare, aici intervine Boboc, tușa este tot a prahovenilor. Țicu, Diomande liber, dar între timp au venit doi adversari peste Ivorian, vor schimba flancul, acțiunea este previzibilă, mai puțin această pasă care e dată în dușmănie, parcă de pap lui Dumitriu. Hanca, iarăși o minge bună pentru Musi, care e, pasmet, ca tehnica prelurilor, e la nivelul lui Cicu Grozav. Ei sunt printre cei mai tehnici de la, dacă nu văd chiar cei mai tehnici. Și ca atitudine e mult peste Cicu Grozav, care prinde spațiul porții, respinge Vulceanu. Cred că a vrut să fie sigur Vulceanu. S-a uitat la Cicu Grozav, că știe exact cum trage Cicu Grozav, că doar s-a antrenat un an de zile cu el. Frumos, un șut în stilul lui. A, numai că are nevoie de continuitate Petrolul, are nevoie de un Cicu Grozav implicat în joc. De un Cicu Grozav care să caute pasele, să caute mingile, să caute culoarele, să ceară mingile, să alerge, ceea ce fie drept, fie mai greu de făcut la 33 de ani. Nemeț, șut în blocajul lui Huja. Dar frumos șutul, foarte frumos, se observa, de fapt se simțea că mingea la un dat o ia dreapta de pe traiectorie și cred că acolo au fost problemele lui Vulceanu. A văzut târziu acea deplasare a balonului, efectul, pericol. Vadim Rață iarăși execută lovitură de colț. Bine, centrarea la prima bară respinsă, Musi nu stă pe gânduri. Recuperează însă Ilfoveni, Nasser Ali cu o pasă în spate. Nu știu câte minge a atins Irobiso până acum. Și asta e o problemă în special pentru oamenii din spatele său, pentru mijlocași, pentru Hanca, pentru Musi, pentru Jair, pentru Cicu Grozav. Niciunul dintre ei n-a fost capabil să îi furnizeze o minge utilă, nu neapărat în care, o măcar în marginea suprafeței de pedeapsă lui Irobiso. La colectiv, Petrolul stă mai degrabă rău. Bine, scorul spune că stă extrem de rău. Cred că și asta este o problemă. Deci, apelurile pentru Musi în dreapta, care e mai vioi decât Cicu Grozav în stânga,
Musi sunt baloanele acestea lungi la care el trebuie să lupte. O singură dată l-am văzut în combinație atunci când a venit în zona lui Hanka și cred că în combinație poate fi pus în valoare sau se poate bucura petrolul de calitățile lui Musi. Și bun, nu numai de ale lui. Boboc pentru voluntar tactic, voluntariu survolează pe gazda ei de astăzi, survolează petrolul. Dumitar, care aici preferă să temporizeze, Ricardinho va din brață exterior, preluare Crepulia, a apărut peste el și l-a deposedat Irobiso, care atinge în sfârșit o minge. A mai atins, dar știi cum e la el, atinge o minge, dar de mai multe ori. L-am dat 4-5 atingeri pentru pasă direct în afara terenului. Da, a încercat 5 pase, a reușit 2. Irobiso, Boboc, prins în aglomerație în acea zonă, deposedat destul de ușor. Șapte mingi jucate de Irobiso în total. A pierdut 4 dintre ele. Armaș. Crepulia a plecat Nasser Ali, mingea este lăsată să treacă. Nu, Nasser Ali a lăsat-o să treacă, era doar Andrei acolo. Oricum, aruncarea de la margine este tot pentru echipa elfoveană, care are o primă repriză mai liniștită decât sunau previziunile pe terenul petrolului. Vâlceanu, apare Jair, îl determină pe goalkeeper să degajeze. Ai, 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 iarăși sare rău Huja și sunt în situație aici de 1-1. Se vede lovitura liberă. Fault. Care nu vine. N-a văzut faultul Viorel Fluieran, nu l-a văzut nici pe Alexandru Vodă, asistentul. A fost o intervenție clar neregulamentară. Dumitar a dat mingea pe lângă Pap. Atins-o Pap? Da, o atinge. Deci eu n-am văzut bine. Pare să aibă probleme destul de mari Dumitar. Oricum, intrarea, spunem cumva așa, intrare la limită. Fundașul, cum se spune, are șansă că el agață mingea, el atinge mingea, dar el vine așa cu o forță aproape excesivă. Îl prinde rău pe Dumitar. Da, l-a șters, da, da, zdravân cu crampoanele Paul Pap pe Dumitar. Îl prinde pe Dumitar. Aici mai e o chestiune interesantă, e apropo de profilul lui Dumitar. Dumitar, o spuneam mai devreme, el nu se ferește de contacte, el se duce, e jucător care iese la bătaie, între ghilimele. Da, le caută. Le caută, da. Aleargă Irobiso de unul singur. Jair cere și el sprijin pentru pressing, un pressing pe care îl evită totuși destul de ușor ilfovenii. Sfânta pasă lungă e întotdeauna cu modalitate excelentă de a scăpa de pericol. Doru Andrei îl evită elegant pe Hanka. Dumitar, preluare bună în fața lui Țicu. A căzut Dumitar și de această dată fără să primească lovitură liberă. Bizar că a căzut totuși. O să vedem pe reluare. Senzația mea a fost că a căzut prea ușor, că a căutat, dar e bizar că el putea să continue avea prin planul așa. Da, Țicu era în spatele lui. Da. Probleme pentru Ricardinho. În lumea U&Unibet, jucătorii au cele mai tari tururi.
Pentru mai multă distracție împreună, fiecare cu cel mai bun joc al său. Unibet, de la jucători pentru jucători. Ricardinho de două ori a avut nevoie de atenția echipei medicale în această primă repriză la Ploiești. Echipa lui Voluntar are 2-0 în casa Petrolului. Rață, primul dintre marcatori. Armaș, cel de-al doilea. Petrolul a răspuns cu două șuturi, unul al lui Hanca pe lângă și apoi unul pe poartă, pe expediat de Gicu Grozav, cam puțin totuși. Nici momente de confuzie. Țicu se pregătea să repună de la margine, însă posesia e a ilfovenilor. Boboc nu se hotărăște între Nemeț și Dumitări, da, adversarului Irobiso. Irobiso avea două variante să dea pasa corectă. Chiar dacă dădea pe scurt, era poate chiar bine, pentru că era Jair, care iarăși tehnică peste Irobiso. A dat minge la adversar, prahovenii revin cumva în posesie. Țicu, Hanca și Dumitriu, Musi lipit de tușă, prea apropiat sau cei doi petroliști, asta îi permite lui Nasser Ali să intervină. Din nou Nasser Ali. Pe replieri, Petrolul mi se pare sincer deficitară. De fapt, jocul lor e așa, ca o echipă care se complace pur și simplu. Nu se poate monta Petrolul. Poate după pauză o să vedem o echipă prahoveană în sfârșit ambițioasă, dar când vine vorba, hai că de urcat în atac mai e cum mai e, dar când vine vorba să coboare în defensivă, prea multe primadone în tabăra Petrolului. Frumoasă pe execuția lui Hanca, inspirat Vâlceanu, respinge. Probleme și pentru Ilfoveni la această fază. Îmi dau seama ce arată Viorel Fluieran. De ce n-a permis preluarea jocului? În fine, iată, Dumiter pare că suferă în continuare de pe urma atacului lui Pap. Și e gata. Pentru el meciul e gata, va fi schimbat. Am să vedem dacă se va face schimbarea până în pauză. Mă rog, dacă e o chestiune clară acolo, se face. Să facă acum. Da, da, da. Înainte de executarea cornerului. Dacă po fi cineva gata să ia locul lui Dumitriu. Așteaptă Țicu, în cuvințarea lui Viorel Fluieran, să bată acest corner. Să vedem centrarea. Mingea este respinsă de Matricardi. Sincer că... Hai să vedem aici. Deviere! Arată bine această deviere. Un balon care nu poate fi controlat însă de Pap, în careul voluntariului. Da, semne că... Bun, și Petrolul în teren, dacă începe să fie un pic nervoasă, să semne bune. Merloi, ai întrebat dacă avem de cari? Avem, avem. Merloi, care a revenit la un nivel excelent, chiar surprinzător pentru un fotbalist care a stat atâta vreme în afara terenului, accidentare gravă la începutul sezonului, centrarea lui Jair complet ratată. Merloi a dat gol și cu Uta și cu Hermannstadt.
s-ar putea să fie probleme mai mari pentru petrolul după intrarea lui Merloi decât au avut ploieștenii atâta vreme cât a fost în teren Dumiter. Diomande e o mutare cu bătaie lungă. Nasser Ali aici o ajută pe petrol pentru că nu reușește să respingă corect. Rezolvă însă Armaș, ceva mai convingător. Prahovenii sunt în atac, domină finalul de primă repriză. Pe scurt, centrare, o preluare ratată, dar mă rog, poziția era complicată chiar și pentru Jair. Sunt două mingi în teren. Până la urmă, una a fost evacuată. Deviere, Irobiso! Vâlceanu scapă mingea și cumva s-a calmat situația la poarta ilfovenilor cu ajutorul lui Nasser Ali, am impresia. A reușit să împingă acea minge către propriul portar. Cred că e momentul în care se face schimbarea, intră Merloi în locul lui Dumiter. Dumiter s-a întors pe teren și s-a așezat pe gazon, iar Fluieran dă un galben lui Țicu. Să vedem pe imagini, probabil a vrut să-l ridice, bine, speculăm, o să vedem imediat schimbarea devine efectivă. Am crezut că i-a dat galben lui Dumiter și nu înțelegeam de ce. Bine, Țicu nervos, dar e nervos degeaba. Atacul lui Pap l-a scos din joc pe Dumiter, aflat cumva în situația în care s-a aflat Hanca în acel meci cu FCSB, cu atacul lui Daua. I-a dat galben și lui Dumiter până la urmă. O amintire a lui Dumiter de la această primă repriză la Ploiești. Apropo de schimbări, cred că am văzut bine, petrolul are pe Bart Myers și pe Garuti, zona de încălzire, ceea ce ne poate transmite că totuși din minutul 46 vor evolua tot cu acest 11 cu care au defilat în 45 de minute. Dacă nu, cumva au fost un semnal de alarmă în zona apărătorilor centrali, poate la Huja, cine știe, care a avut câteva interpretări destul de ciudate. Cinci minute suplimentare la dispoziția petrolului să strângă diferența înaintea pauzei. Repunere din margine pentru FC Voluntari. Voluntar care a continuat să reprezinte așa o amenințare chiar și după cele două goluri marcate. Nu e că Voluntariul s-a retras cu totul și nu mai joacă nimic. Ia să vedem aici pe Musi. Nu. Așa nu. N-ai cum să marchezi de acolo. E imposibil. Un minut din cele 5 adiționale. Epuizat. Dinamoviștii care se uită la această primă repriză probabil că regretă încă și mai mult că n-au bătut petrolul. N-au mai jucat nimic după pauză. Asta e numai vina lor că n-au reușit să o bată pe petrolul. Dar să vedem cum joacă petrolul astăzi după pauză, deci după minutele de odihnă. Hai să vedem ce poate face Dinamo la Galați luni seară. 20 și 30 de minute, ora la care se va disputa meciul de pe terenul Oțelului, tot luni la 17:30, Poliaș FCU Craiova. Pap joacă pe Hanca, ratează pasa Hanca, însă nu poate profita Doru Andrei. Pap cu o pasă rea, pentru că Dumitriu nu avea cum să țină
mingea în teren. Repunere de la margine pentru voluntari flancul lui Nasser Ali. Un voluntar, după părerea mea, a și alergat cum trebuia să alerge această primă repriză, pentru că și asta contează la noi în Superliga. Dacă vor rămâne la fel și vor alerga la fel și în a doua repriză, da, meciul va fi complicat pentru Petrolul, complicat de întors. Repune Nasser Ali de la margine. E acolo Doru Andrei, din nou out pentru Pilfoveni, care nu fac altceva decât să aștepte să se încheie această primă repriză. Da, dar acum joacă și Petrolul. Nu mi-e clar care echipă așteaptă mai mult pauza, sincer. Acum mi se pare că și Prahovenii parcă au nevoie de o pauză așa să-și revină din uluiala acestui 0-2. Le va fi mult mai greu decât în fața lui Dinamo, pentru că nu sunt semne că voluntariul s-ar retrage cu totul și s-ar baricada în fața propriului careu. Nu mai punem la socoteală că nu mai e 0-1, e 0-2. Crepulia. Nasser Ali îl găsește pe Merloi, cu acest lung de linie trece Merloi destul de ușor de pap, sprintează Nemeț. Nemeț se întoarce, Nemeț, gol, 3-0 pentru FC Voluntari. Adam Nemeț înscrie pentru a opta oară în acest sezon. Incredibil ce ușor s-a întors, ce bine a controlat acea minge Adam Nemeț. Hai să vedem, Merloi, acțiunea lui, un dribbling aici reușit. Adam Nemeț a sprintat, vine pasa, controlul superficial Huja la această fază, cât de ușor e păcălit de Nemeț, mascat Jima, nu avea ce să facă. Intră bine Merloi și în meciul ăsta, pasă da, de da, gol. Da. Și oricum el are un vibe, hai să spunem așa, foarte bun, pentru că el a transformat penaltul cu Hermannstadt. Aici dă o pasă decisivă, 3-0 Adam Nemeț și este pauză la Ploiești, 3-0 pentru Voluntari în casa Petrolului. Rămânesc cu noi știrile Digisport cu Andreea Trușcă, după care ne regăsim aici la Ploiești. Mulțumesc, Adi, bine v-am găsit! Derby Vișiniu diseară în Giulești, echipa lui Bergodio înfruntă pe CFR Cluj, iar FCSB Universitatea Craiova este derbiul care poate relansa lupta pentru titlu sau îi poate aduce pe roșalbaștri cu un pas mai aproape de trofeu. Detalii la știri după o scurtă pauză, vă aștept! Superliga vă este oferită de Superbet. Împreună cu știința, Betano, jocul începe acum. Interul stăpân peste imperiu. Dimaco! Cine îndrăznește să oprească liderul Italiei? 2-1! Vezi luptele eroice din Serie A. Spectacol în serie. În direct la Digi Sport. Tenis de nivel mondial.
artiștii rachetelor te așteaptă în arena DigiSport, capodopere de forță, talent și viteză. Senzațional! Urmărește campionii circuitului de tenis ATP. What a terrific performance! Pentru următorii 3 ani, în direct la DigiSport. Lupta pentru coroana Angliei e mai strânsă ca niciodată. Foudardo! Rivalitatea lor, bucuria noastră, mai ales cu Drăgușin în prima linie. Premier League e aici, la DigiSport, spectacolul campionilor. Regatul sportului rege. Știința. Betano. Jocul începe acum. Betano, jocul începe acum. Mișcările rapide pe două roți sunt anticipate și analizate de Florin Ion și Vlad Haralambie. Ține ritmul curselor MotoGP cu grila de start. Francesco Bagnaia începe sezonul la fel ca în 2023. E un sezon cu reacții mai rapide în care încercăm să ne autodepășim. Numai la DigiSport. Asemenea reușite merită să le vezi din nou și din nou. Ce minunăție! Cinu! Sărbătorim cele mai spectaculoase goluri din Europa la emisiunea DigiGol. Cele 6 trupe mari și milioanele de priviri ațintite pe comorile din play-off, Europa și titlul Superligii. O revenire incredibilă, Universitatea are 2-1 contra Rapidului, minutul 66. Bine v-am găsit la știri, sunt Andreea Trușcă. Diseară în Giulești se înfruntă două echipe în criză. Rapid a pierdut contactul cu liderul FCSB după două înfrângeri în play-off, iar CFR speră să schimbe macazul după umilința din cupă. Pentru ambele formații, miza rămâne un loc pe podium. Rapid și CFR Cluj se înfruntă într-un moment deloc fast. Giuleștenii vin după două eșecuri la rând în play-off, în timp ce echipa din Gruia a fost eliminată rușinos din cupă, iar Adrian Mutu și-a dat demisia. Marea miză rămâne lupta pentru podium. Avem nevoie de aceste trei puncte ca ei pentru a intra în această, cum se poate spune, podium, nu? Pentru a intra în cupele europene, este obiectivul principal. Sperăm să câștigăm, să bucurăm și noi fanii că asta două meciuri, că mai multe am supărat decât am făcut fericiți. Capitanul Cristi Săpunaru a împlinit 40 de ani, dar speră ca retragerea să întârzie. Mai sunt de vreo 5-6 ani și... Nu. E normal, nu apropii și eu. Perioada care trebuie să vină la oricine, la orice fotbalist. Nu putem să jucăm mai infinit. Rapid s-a impus în fața CFR-ului în ambele meciuri din sezonul regulat.
Kevin De Bruyne a fost omul meciului în victoria lui Manchester City pe terenul lui Crystal Palace. Belgianul a reușit o dublă de senzație după ce gazdele au deschis scorul. Manchester City s-a impus cu 4-2 pe terenul lui Crystal Palace. Gazdele au început perfect duelul, Mateta a profitat de eroarea lui Stones și l-a învins pe Ortega în minutul 3. Jucătorii lui Guardiola au ripostat repede. Kevin De Bruyne a egalat cu o execuție fenomenală. Campioana a scăpat cu fața curată atunci când mingea trimisă de Jordan Ayew a lovit transversala. Guardiola și-a motivat jucătorii la pauză și la începutul reprizei a doua, Rico Lewis a adus-o pe City în avantaj. Cetățenii nu au mai putut fi opriți. După o combinație cu Grealish, De Bruyne i-a pasat excelent lui Haaland, care a făcut 3-1. Belgianul, care va fi adversarul României la Euro, și-a trecut în cont dubla cu alt gol superb. Ozone doar a stabilit scorul final în minutul 86, 2-4. Toate drumurile duc pe Olimpico, unde se va disputa marele meci dintre Roma și Lazio. Va fi primul derby de la capitale pentru antrenorii celor două formații, dar Daniele De Rossi a fost unul dintre protagoniștii acestui duel din postura de jucător. Roma-Lazio este în direct la Digisport 4 de la ora 19. Roma și Lazio se înfruntă într-un derby de la capitale extrem de interesant pe Stadio Olimpico. Ambele rivale au antrenori noi. Legenda Daniele De Rossi a schimbat soarta gialorosilor după îndepărtarea lui Jose Mourinho, iar Igor Tudor a debutat cu o victorie în fața lui Juventus în campionat. So che è una partita che era tanto attesa da parte nostra, da parte mia anche, perché comunque è un'emozione grande averlo giocato da pulcino, da giovanissimo, da lievi, da primavera, e adesso oltre alla prima squadra anche in versione allenatore. Però non ho né tempo, né spazio, né voglia di pensare alle emozioni, perché devo preparare una partita di calcio. Loro sono una squadra forte, hanno un allenatore forte, Igor Tudor lo conosciamo e ci faremo trovare pronti. Ambele echipe sunt în cursă pentru un loc de cupe europene. Roma este neînvinsă de 6 partide și este pe locul 5, în timp ce Lazio este pe 7. Athletic Bilbao are foame de trofee, bașcii dau piept cu Mallorca în finala Cupei Spaniei. Meciul este în direct pe Digisport 2 de la ora 23. Bilbao se pregătește de sărbătoare. Athletic are 23 de cupe ale Spaniei în palmares, dar n-a mai pus mâna pe trofeu de 40 de ani. Trupa lui Ernesto Valverde joacă marea finală cu surpriza competiției Mallorca. Bilbao e mare favorită după ce le-a scos din competiție pe Barcelona și Atletico Madrid. Athletic Club de Bilbao e favorită, pentru că ajunge mai bine în finală, e într-o formă foarte bună, a păstrat jucători la meci cu Real Madrid. Va câștiga. Este o vulpe bătrân Javier Aguirre, dar cred că Cinguri va câștiga. Până în punct știrilor, urmează repriza a doua partidei Petrolul Voluntar, iar apoi colegul meu Dan Filoti vă așteaptă la Digisport Special. Pe curând! Lupta pentru coroana Angliei e mai strânsă ca niciodată. Foudardo! Rivalitatea lor, bucuria noastră, mai ales cu Drăgușin în prima linie. Premier League e aici, la Digisport, spectacolul campionilor. Regatul sportului rege. Minuni pe teren, tu faci profit acasă. Pregătește-te pentru marile competiții din țară și Europa și pune pariu pe Super Avancronica. În direct la Digi Sport. Ladies and
ladies and gentlemen, our champion, Novak Djokovic, reigns in Monte Carlo. De campeón en categoría masculina del mutua a Rafael Nadal. Djokovic defends his Shanghai title in a dramatic final. Djokovic, what a bang! Successfully defends his title here in London. Tenis de nivel mondial. Au șocat Spania, dar acum cer recunoaștere. Cu trofeul la mijloc, Athletic Bilbao se bate cu Mallorca. Finala Cupei Regelui. Astăzi, de la 11 seara, în direct la Digi Sport. Știința. Betano. Jocul începe acum. Superliga vă este oferită de Superbet. Am revenit pe stadionul din Ploiești. Petrolul e condus acasă de FC Voluntari. Petrolul Voluntari 0-3. Incredibil, dar adevărat. Ilfoveni au marcat de 3 ori în primele 45 de minute. 3 goluri luate, 3 schimbări pe care le face antrenorul Petrolului. Bart Myers în locul lui Huja. Iar în rest ies cei care au fost slabi etapa trecută și înlocuiesc pe cei care au fost slabi în primele 45 de minute ale acestei întâlniri. Ișvan și Berisha. Să vedem dacă poate să salveze ceva Petrolul. Îmi dau seama ce mai poate fi salvat din această întâlnire în care i-a ieșit totul Voluntariului. Și începe repriza secundă cu posesie pentru echipa Ilfoveană. Matricardi diagonală, minge lăsată să cadă, să treacă. Nasser Ali pentru Boboc. Iarăși cu toți oamenii în față după reluarea jocului, cei de la FC Voluntari. Acea atitudine agresivă pe care o remarcaserăm împreună încă din primele 10 minute și cu care încearcă să îi reteze orice idee de inițiativă Petrolului în acest debut de perioadă secundă. Am avut relativ recent o răsturnare nemaipomenită de scor, sigur nu la noi, ci în Premier League. A fost acel Bournemouth cu Luton, 0-3 la pauză, 4-3 final. Nu pare să ne pască acest pericol și în partida de la Ploiești. Atenție aici la braț, în piept lovește pe jucătorul Voluntarului Berisha. Că
Crepulia, Vadim Rață, Bobo, hai să vedem pe Merloi, deocamdată pasa e mai scurtă, așadar pentru Vadim Rață, Merloi și Adanoveț au încercat să-l prindă la mijloc pe Myers. Bun, Huja era clar că va fi schimbat, deci absolut toate fazele au fost judecate greșit. Să vedem aici o deviere, mă rog, un dribbling, un fel de slalom, care până la urmă nu e finalizat al lui Musi, dar Musi aduce petrolul lovitura de colț. Singurele momente bune ale petrolului au fost la acele șuturi expediate de Hanca pe lângă poartă și Gicu Grozav pe poartă. Bine, centrarea pe bara a doua, nu trece nimic de Matricardi. E și greu să se întâmple asta. E unul dintre cei mai înalți jucători de pe teren. S-ar putea să fie chiar cel mai înalt stoperul argentinian. Grozav în același 2 pe 4 și atunci când joacă bine și atunci când merge de cele mai multe ori pe teren, așa cum s-a întâmplat în această întâlnire. Ișvan mai obține un corner. Două lovituri de colț pentru prahoveni în aceste minute de la reluarea jocului. Ei trebuie să forțeze, chiar dacă, iată, bateria antiaeriană a voluntarului este eficientă. Să vedem jocul de contraatac. Adam Nemes care trimite foarte repede o minge urmărită de Doru Andrei. Privirea sus, Doru Andrei poate avansa, nu-l atacă nimeni. Șutul lui Doru Andrei peste poartă. Apropo de replierile sau tranziția negativă ale petrolului, spunea și prima reviză, sunt așa un pic... Nu există. Păi am să spun facultative. Dar aceea e bine să fie cineva mai radical. Nasser Ali cu probleme. El s-a prăbușit pe teren imediat după ce a respins acea centrare din corner. Minge venită puternic, cu mult efect. Probabil că a lovit-o cu creștetul și de aici problemele pe care le are fundașul, mă rog, lateralul stânga al celor de la voluntari, pus pe picioare de staful medical al ilfovenilor. Mici probleme musculare și pentru Musi. Revine petrolul la... Revine în posesie, de fapt, la posesie. Nici măcar posesia n-a avut-o petrolul în prima repriză. E un meci de uitat pentru Florin Stângă și a băieții lui. Fani deocamdată alături de echipă. Cei din peluză cu gândul mai mult la fostul antrenor, astăzi adversar. Câteva mesaje de mulțumire, de apreciere arătate. Doru Andrei încă o dată se descurcă. Doru Andrei îl va avea adversar în această repriză secundă, nu pe Dumitriu care a fost schimbat la pauză, ci pe Hanca. Dar s-ar putea să aibă chiar mai multe oportunități, sincer. Al doilea galben văzut de Ploieșten după ce în prelungirile primei reprize a fost avertizat Țicu pentru un gest nesportiv. La fel și Dumiter, cel care a fost înlocuit de Merloi, omul care a furnizat pasa decisivă la golul lui Nemeț. Iată-l pe Merloi acum. Boboc a preluat, Vadim Rață în centru, îl preferă pe Adam Nemeț și e lovitură de colț pentru FC Voluntari. În primul moment în care ilfovenii ajung, să zicem, în număr mai mare în fața porții lui Zima, nici măcar portarul ceh, altfel unul dintre cei mai buni jucători ai petrolului în acest sezon, nu a putut face mare lucru. Respinge Diomande din fața lui Matricardi.
boboc, lasă mingea să cadă, e hăituit, mă rog, un fault în formă continuată a lui Ișman. Asupra lui Boboc, lovitură liberă. Mă gândeam pe acel prin plan care, sigur, care are semnificația lui cu Florin Stângă, cu actualul antrenor al Petrolului, dacă el recunoaște echipa, cred că nici Pârvu, fostul antrenor, nu recunoaște. Aici o preluare de Viera e căutată de Ilfoveni pentru că au repunere de la margine. Boboc așteaptă Merloi, care e destul de firav totuși în asemenea duelor fizice, și pierde Jair între linii. Hai să-l vedem aici pe Ișfan, care trebuie să paseze mai repede. A preluat Gicu Grozav, este în care întoarce în centru unde nu e nimeni, dar fusese offside. Se apropie de al treilea eșec în ultimele patru meciuri pe teren propriu Petrolul, care a pierdut cu Universitatea Craiova și cu Sepsi. Universitatea Craiova a reușit la un moment dat să egaleze de la 0-2. Acum ploieștenii caută o improbabilă revenire, deși nu pare că sunt foarte hotărâți să meargă până la capăt. Nu văd niciun fel de nebunie în jocul Petrolului. O disperare din aceea care să producă panică în defensiva adversă. Petrolul are nevoie de goluri și mingea e în careul ploieștenilor. Iar omul care a intrat să rezolve acest rol de număr 10, Ișfan, am văzut mai devreme, dă pasa prea târziu. Acolo nu mai e responsabilitatea omului care e surprins în offside, ci a lui, pentru că el trebuia să elibereze mingea mai devreme. Un balon urmărit de Musi, care contrează, dar balonul le rămâne celor de la Voluntari. Minutul 54, în continuare 3 goluri avans pentru Ilfoveni, marcate în prima parte. Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Un pressing pe care îl încearcă Petrolul, de jucat lejer, de o echipă net superioară astăzi. FC Voluntari a jucat foarte, foarte bine, mereu cu capul sus, cu sânge rece. Băieții lui Florin Pârvu, Voluntariul a câștigat și în sezonul regulat aici la Ploiești cu 2-0. Boboc și Nemeț au marcat imediat după ce a fost eliminat Garuti. Cel mai se ducea către un 0-0 fără emoții, dar Garuti a luat al doilea galben în minutul 74. Minutul 78 era 2-0. Jair pentru Diomande. 3 atingeri, a patra este o pasă orientată defensiv pentru Jair. Din nou Diomande avansează destul de lent Petrolul. Vestea bună e că totuși avansează. Au în acest moment pe Berisha și Grozav în careu. Musi 1 contra 2 și cam atât. Cred că nu e nici lovitură de colț, nu. E posesie iarăși pentru FC Voluntari. Mi-este greu să suprapun imaginea de astăzi a Petrolului peste imaginea acelui Petrolul care a bătut în bănie pe Ion Oblemencu pe Universitatea Craiova. Parcă sunt epoci geologice diferite, deși e vorba de același sezon, acel fotbal legat, euforic al Petrolului, ambițios, și cel de astăzi dezarticulat. S-au mai dus niște anotimpuri între timp, au trecut câte aproape 6 luni. În octombrie s-a jucat acel meci care a marcat Huja la revenirea pe teren, faul făcut de Hanca în duelul cu Doru Andrei.
niciodată în istoria relativ recentă a întâlnirilor dintre cele două echipe nu a câștigat formația care a jucat pe teren propriu. Petrolul nu i-a dat gol voluntariului nici în sezonul precedent. Grozav, elegant, reprimește de la Ișpan, după care strică faza pentru că dă în blocajul apărătorului. Nemeț, deviere, atenție la Doru Andrei, care încă are resurse, Crepulia lansează pe Doru Andrei, anticipat însă de Myers. Cred că se simte cum ușor, ușor cu trecerea timpului voluntariul, nu că face pasul înapoi, dar nu mai consumă atât de multă energie pentru a juca în terenul advers. Petrol încercând să profite, pasă Musi pentru Ișpan, predă balonul lui Gicu, grozav. Distanța era mare, însă în absența oricărei idei de atac, un șut al lui Gicu grozav ar putea să fie o variantă mai bună, nu neapărat optimă, dar mai bună, oricum mai bună decât această pasă. Cred însă că nici măcar pe execuțiile lui Gicu grozav nu pot scoate din depresie pe Petrolul. Florin Pârvu cu aceeași mină preocupată pe care o avea și în perioada în care a antrenat la Ploiești. Da, chiar mă gândeam să amintim celor care ne urmăresc că pare îngrijorat, dar e antrenorul echipei care conduce cu 3-0. O fi îngrijorat pentru soarta Petrolului. Bun, bun observați. Sigur că da. A fost și rămâne legat de Petrolul. Diomande pentru Jair, pas Gicu grozav, dribling, iarăși caută culoarul de șut, acum se apără și Adam Nemeț. În zonele lui Gicu grozav, Matricardi și la recuperare Jair. E, de aici s-ar putea să înceapă dansul, dar pentru asta Petrolul se ridice, trebuie să-și ridice nivelul. De ce? Pentru că e clar, își va fi o apărare de tip armonică, la voluntari se vor... s-au tras deja în defensivă și vor juca numai contraatacul. Merge așa, dans și fără muzică? Nu, dar uite, mă gândeam că filiera moldovenească nu era doar cu Vadim Rățăș și cu Armaș, spuneai tu de Eugeniu Cepotaru. Da. Filiera care a cam rezolvat meciul voluntarului, sigur încă e de vreme minutul 59, dar la ce am văzut în aproape o oră, va fi extrem de delicat pentru Petrolul. Primul rând să marcheze un gol, să-și salveze un pic imaginea. Vadim Rață a recuperat. Hai să vedem dacă îi pasează lui Boboc. Lansare pentru Boboc. Centrare și este gol! Gol marcat de Merloi la meciul 100 în Superliga. Merloi dă pasă decisivă și gol. Și e clar că muzica se aude doar în tabăra pilfovenilor. La Petrolul e o liniște asurzitoare. Un gol marcat fără să vrea de Merloi. Aici nu e nimic, aici nu mai are ce să mai fie. A ratat execuția Merloi, a avut noroc însă că mingea l-a lovit în piciorul stâng și de acolo s-a dus în poartă. 4-0. Nu mai începe nimic la Petrolul, poate doar o revoluție prin tribune, deși din ce văd și suporterii ploieștenilor sunt împăcați cu ideea peșecului. Acum să vedem. Una e să pierzi 0-1, 0-2, alta e să pierzi 0-4 sau cine știe, și mai rău. 4 goluri nu i-a mai dat nimeni Petrolului aici la Ploiești de mai bine de un an. 5 i-a dat CFR, dar era final de februarie în 2023, dar CFR la un alt nivel. A rezolvat Crepulia, dar mă rog, Boboc, mingea de la pasă de la Crepulia a venit cam tare
e ca un cadou pe care, ca o concesie pe care o face voluntari. Petrolul lui 0-4, pe vremuri la Ploiești se spunea inacceptabil. Asemenea, scor luare cu capul, de fapt e o minge ștearsă și iarăși posibilitate de contraatac. Doru Andrei îl întoarce pe Musi, îl driblează pe Musi, combinație cu Crepulia, joacă din prima la Nasser Ali și e șansă din nou bună, se deschidă în dreapta, Țicu este depășit, situație de 1-1, Vadim Rață pentru Adam Nemeț, ocazie importantă, o preluare, șutul e în blocaj, minge de 5-0 pentru voluntari. Reușește doar până la un punct Ișvan să treacă. Dar uite cum arată Petrolul. E o echipă ruptă, o echipă dezorganizată total. Nimeni nu se apără, nimeni nu atacă. A dat din mâini Plehamită și Ișvan după ce a pierdut mingea. Pe digisport.ro vedeți contraperformanța istorică a celor de la Bayern și tot pe site și în aplicația DigiSport aflați ce dezvăluire a făcut patronul celor de la FCSB. Dacă ești player, pariezi pe cine câștigă, nu pe cine ți-e drag. Că ar vrei plângi cu bani în buzunar. Dacă tot pierdem, măcar să câștigăm! Iese și Musi cu probleme musculare, intră Mario Bratu, a fost aproape de gol, în meciul cu Dinamo, bătut foarte bine, o lovitură liberă, prespinsă de Golubovici. Petrolul fantom astăzi. Fără niciun fel de joc colectiv, absolut nicio idee. Absolut nicio idee. Te gândești că, uite, să nu cumva să-l pierdă pe Musi cu problema asta musculară. Unii jucători, mă rog, și la cei tineri care sunt încă în dezvoltare, dacă sunt jucați doar așa cum am văzut în primul episod, minge lungă și haida, haida, și să-l pierzi, să ți-l accidentezi. Da, și nu reușești să-l pună să-l duci la un nivel mai ridicat. Mi s-a părut că până afara uneia, hai, poate a maxim două faze, Musi a jucat ceva lucrat la antrenamente. A încercat mai mult de unul singur. În vreo două rânduri a intrat în combinații cu Hanca și atât. 6100 de spectatori în această seară pe Ilie Oană. Vâlceanu, calm până la Nasser Ali, întâmpinat de Hanca, Adam Nemeț, defilează voluntariul, defilează. Și la cum se joacă și ritmul pe care Tocăl impune, le talează Petrolul, Adam Nemeț a întinerit brusc, iată-l, iarăși caută faza, iarăși reușește să paseze, joacă din deviere, dă și pleacă. E suficient să ne amintim faza golului de 3-0, ce sprint a făcut la momentul respectiv Nemeț, cu demarcarea corectă, apoi foarte ușor l-a depășit pe Huja. Voluntariul caută și golul 5. De când s-a întors Petrolul în prima ligă, o singură echipă a reușit să o bată cu 5-0. E vorba de FC Botoșani anul trecut, tot în februarie, dar la Botoșani. Acum a arătat Petrolul astăzi și FC Botoșani o învingea la măcar două goluri diferență. Deviere. Să vedem dacă joacă mai repede Crepulia. Nu neapărat, dar la Doru Andrei lucrurile se pot îmbunătăți radical. Cum se apără Petrolul aici? Hai să vedem. Doru Andrei nu se apără. Doru Andrei dă direct pe poartă și cred că e boară Doru Andrei. O acțiune care spune totul despre
lipsa oricărei forme de apărare, de defensivă la Petrolul. Spuneai tu ieri la UTA cu Botoșan că nu mai vezi jucători care după, la asemenea faze să dea la poartă pur și simplu. Cum îi vine mingea? Că e dreptaș, dă cu stângul, dar să dea tare, nu așa. Da, nu, nu se pună latul. Ți-mi minte că în prima repriză a fost o fază asemănătoare cu Musi, care a vrut să dea, dar era mai departe și într-un unghi și mai, și mai închis. S-a trimis mult peste poartă. Jucați fotbal, se strigă din tribune, dar din păcate pentru ei, ăsta e fotbalul pe care îl știa juca Petrolul în această perioadă. S-au săturat. Cred că e mesaj ironic, mulțumim Petrolului. Da, 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 da. S-au săturat și fanii Petrolului. Da, mă uitam, cred că încă nu era 04, era 03 și a fost un prim plan cu brigada de jandarmerie și mă rog, uitam la chipuri, erau liniștiți și mă gândeam, ai, când pierde la Ploiești Petrolul un meci, nu e nimeni liniștit. Acum, adică după minutul 60 și-au pierdut răbdarea suporterii echipei ploieșteni. Și aceste oleuri ironice ar trebui să-i ambiționeze pe cei de la Petrolul. Iese Diomande și intră finlandezul Juru, și am înțeles că se pronunță. Oricum e mai simplu Juru decât Iri. Revedem bara lui Doru Andrei, foarte aproape de 5-0. De ușor a trecut de Hanca. Adam Nemeț a fost căutat cu această minge lungă. Pentru moment faza rezolvată de PAP. 0-3 pauză, 0-4 din minutul 60. Mai e o eternitate până la finalul partidei. Da, dar atmosfera s-a schimbat, adică aceste oleuri pe care le pregătesc ironic suporterii Petrolului de fiecare dată când oamenilor în teren se pregătesc să dezvolte o construcție. Deci acesta e un element de decor clar schimbat față de prima parte, accelerație. Să vedem aici la centrarea lui Merloi, care este o schimbare de direcție. Nasser Ali, căruia iese de fapt recuperarea. Ai, ce atac, pasă profuzime, minge urmărită de Vadim Rață. Myers abia rezolvă. Nemeț în poziția sa obișnuită, în careu. Nu cred însă că Ali are vreo intenție de a trimite acolo. Greșește Armaș, dar nu e problemă pentru că Petrolul nu e în măsură să riposteze în această seară, să nu să se ridice la nivelul adversarului, dar parcă nici măcar nu încearcă ploieștenii. Și cred că asta îi doare mai mult pe suporterii Petrolului decât diferența de scor. Jair pasa pentru Gicu, grozav reprimește Jair, a urcat Hanca, preluat continuare extensă cu Mario Bratu. Șutul lui Mario Bratu nimerește pe Armaș, care e dezechilibrat, el lovește balonul fără decizie din partea arbitrului Viorel Fluieran, care la golul de 4-0 are acolo un moment pe care cumva l-au contestat ploieștenii, recuperarea voluntarului într-un duel așa cumva litigios. Dar la cum se interpretează asta duelurile, că sunt lăsate mai libere, intensitatea mai sus, adică să fie chiar duel fizic. Da. Ultimele 20 de minute, Berisha
A jucat vreo minge? Probabil. Nu notabilă. Da. În privința lui Berisha m-am pronunțat la meciul anterior. La cel cu Dinamo. N-a existat pur și simplu atacantul kosovar. Acum, sigur, a intrat la 0-3. Nu l-a pasă probabil prea mult ceea ce se întâmplă. Păi, întrebarea e pe cine apasă acest 0-4, minutul 72. Am auzit campionii, și am văzut mai devreme, trăgând cumva de el, l-am văzut pe Mario Bratu cu acea tentativă de șut, el fiind copil al Ploieștiului, probabil că receptează lucrurile altfel. Bratu a întors pentru Hanca, o minge care a trecut și pe la Iuru. Uite, de exemplu, la Țicu, un alt copil al Ploieștiului, n-am văzut aceeași atitudine. Țicu mai e și capitan. Uite, mai e Gicu grozav pe teren. Păi nu. Evident, pierde mingea. Gicu plus Jair sunt pe teren. Acum să nu uităm, chiar eu am spus în prima repriză, prin minutul 20, că în principiu aceștia sunt oamenii cei mai buni, except pentru Peseto, care nu e în teren. Aser Ali sprintează Merloi, ajunge Iuru primul la minge. Iuru, jucător de mijlocul terenului, vedem, poziționează acolo în fața fundașilor centrali, încearcă să le dea o mână de ajutor, dar de ajutor au mai mult nevoie cei din față. Acolo nu există nimeni care să poată influența în mod pozitiv jocul Petrolului. Să vezi intrând un închizător la 0-4 poate părea un pic absurd, dar la o adică nu strică un închizător, mai ales la 0-4, să nu cumva să se întâmple și mai rău. Vorbeai de Carnat înainte de meci, că nu e în teren, uite-l. Carnat, care a fost în teren, bun, și Merloi, desigur, la calificarea în semifinale. Victoria obținută la lovituri de departajare pe terenul lui FCU Craiova. Am revăzut și golul lui Nemeț din prelungirile primei reprize, reușita de 3-0. Dacă a ieșit Nemeț, nu înseamnă că s-a încheiat coșmarul defensivei ploieștene, pentru că va dori cu siguranță și Carnat să marcheze. Merloi a făcut-o, a dat și o pasă decisivă. Ghinionul lui Dumiter, care a ieșit accidentat, înlocuit de Merloi în finalul primei părți. Vine centrarea, sare acolo Berisha. E prima minge pe care o trimite către poartă în două meciuri, cel cu Dinamo și cel de astăzi. Altfel, spunem, schimbările lui Florin Pârvo au fost făcute cu Dumiter înlocuit cu Merloi, pentru că Dumiter se resimțea după acel fault nesancționat. Acum, schimbare tactică, putem să-i spunem intrarea lui Carnat în locul lui Adam Nemes, pentru că Adam Nemes este chiar un asset, e un jucător important, un atu, el trebuie protejat. Hai să vedem șutul. Se simțea, hai, nu de la voluntar, ci de pe la buftea, se simțea că Jair așa vrea să dea la poartă. Asta a permis apărătorilor de la voluntar să blocheze la timp. Armaș în diagonală, e Boboc acolo, Vadim Rață, cel care a deschis seria celor patru goluri ale voluntariului. Crepulia
neobservat și neobosit acolo la mijlocul terenului. Om important pentru voluntari. La Rapid nu mai făcea față, asta era clar, dar la voluntari și experiența pe care a acumulat-o jucând pentru Astra, pentru Rapid, e foarte importantă. Sincer, mă așteptam după acea primă repriză dominată categoric de voluntari să se gândească Florin Pârvu să-i mai dea niște minute și lui Römer, atacantul surinamez pe care l-am văzut în meciul cu FCU Craiova. Însă el își are calculele lui, antrenorul voluntariului, unor jucători care nu au fost în teren din primul minut, trebuie să le dea câteva minute și el e calcul cu bătaie lungă, adică de ce jucători ai nevoie clar în partidele următoare. Deci voluntari cât ar face, de fapt nu cata, cât face? 20 de puncte. 20 de puncte. Doar două mai puțin decât Petrolul. De asta spuneam că dacă Poliaș câștigă luni cu FCU Craiova, vine și ea la 20 de puncte. Și asta înseamnă că locurile de baraj vor fi la doar două puncte. Dacă bate Craiova, locul de baraj va fi la 3 puncte. Situație complicată pentru Petrolul. Da. Pentru că urmează meciuri la Cluj, acasă cu UTA și la Sibiu. Astea sunt următoarele trei etape. La cum arată jocul Petrolului în acest moment, nu văd bine pe echipa lui Florin Stângă. Jair, ce surpriză aici, Iuru s-a dus în aripă, centrarea lui Hanca, blochează Igor Armaș. Am văzut ultimele trei meciuri ale voluntariului și cu Sibiul și la Craiova în cupă și pe acesta, mie sincer nu mi se pare nimic întâmplător în rezultatele acestei echipe. În această perioadă. Știu bine, au avut perioada rea, au avut și așa mai departe. O pasă pentru Vadim Brață, preluare, minge de 5-0, nu simte pe Carnavaro, era complicat, Carnat venea din stânga. E bine să ai grijă de un Adam Nemeț să-l ții acolo în teren, pentru că el era ideal la asemenea fază. Repune Boboc de la margine. Minge recuperată de Ploieșteni. Jair aruncă o privire către careul advers doar pentru a-i pasa lui Iuru la câțiva metri distanță. Va fi Digisport special aici pe Digisportul 1 la finalul întâlnirii. A început Roma-Lazio de la această oră. Derby de la Capitale pe Digisport 4, e 0-0 în minutul 12. Pe Digisport 2 va fi Brighton-Arsenal. Va începe cât mai puțin de 20 de minute. Iar pe Digisport 3, Borussia Dortmund-Stuttgart, tot de la 19 și 30 de minute. Senzația mea mai devreme a fost că fluierăturile, huiduielile s-au intensificat în momentul în care mingea ajunsese la căpitanul Petrolului, dar e posibil ca eu să mă înșel. Cicu Grozav pasă direct la adversar. Nasser Ali cu Doru Andrei, iarăși sunt probleme de fiecare. În zonele lui Doru Andrei sunt probleme, dar nu la voluntar, probleme la Petrolul. Doru Andrei și-a păstrat prospețimea și ce joacă el este suficient pentru a pulveriza orice adversar din efectivul galbenilor. Luați și câte doi jucătorii Petrolului ar putea fi în această situație.
Matricardi. Până la urmă, nicio ocazie clară a ploieștenilor, doar acele șuturi ale lui Hanca și Gicu Grozav. În rest, nici cea mai mică idee despre cum ar trebui judecată faza ofensivă. Berisha în spate, vine Țicu, centrare blocată, e fault făcut de Matricardi. Da, a știut ce e de făcut Matricardi, pentru că l-a simțit pe Țicu, venise pe culoar, mă rog, urmărea mingea pe culoar și era o poziție promițătoare, da. Se vede foarte bine cum se deplasează pentru a-l obstrucționa. O lovitură liberă pentru prahoveni. Jair și Mario Bratu, ca au făcut colegii noștri, dau prin planurile când e petrolul în posesie, ni-l arată pe Florin Pârvu. După care apare Florin Stânga, actualul antrenor al prahovenilor, Mario Bratu. Reluare ratată, atacul continuă, Myers, Ișfan pe spate, Vâlceanu scapă mingea. Face semn arbitrul echipelor să-și vadă de joc, că nu va da penalti aici. Da, nici nu era cazul, jucătorul voluntariului a respins acea minge pe spate. Revedem reluarea lui Berisha, o jumătate de reluare așa. Nimic mai mult, nici n-a cerut Bart Myers penalti în urma duelului cu Nasser Ali. Armaș l-a luat pe piept pe Ișfan. De asemenea, intervenție regulamentară. Crepulia impecabil astăzi. Prin pasele lui a dat și sens jocului și uneori a dat și viteză, adică a dat accelerație, mai ales pe situațiile de contraatac. Mă gândesc că la meciul de cupă ei l-au jucat pe Dropa, dar l-au jucat apărător central. Sistemul acesta de trei, că au menținut sistemul jucat apărător central de dreapta. Myers, Anca, încă o eroare, un meci foarte slab și din partea lui Anca. De altfel, nu există un jucător care să fi evoluat bine. Lovitură liberă. Lovitură liberă. E lovit cu brațul Doru Andrei de către Anca. Ce a fost, ce n-a fost, lovitură liberă. Urât modul în care a încercat Iuru să facă fault. Ciobănii de genul ăsta vedem în mod frecvent pe la ligile inferioare. Oricum, dacă vrea să fie închizătorul petrolului, această perioadă e destul de lămuritoare. Perioada din meci. Da, e pe cale să închidă aventura în România. El a venit în iarnă, n-a reușit să se impună în primul 11. Avem și explicațiile. Nasser Ali. Florin Pârvu a făcut doar două modificări, dar echipa lui zburdă, pur și simplu. Este odihnit oricum. Ai impresia că Petrolul a jucat spre de finală, atât de slăită este echipa și a fost din primele minute. Dar, oricum, voluntari, știi cum e, când îți merge totul din plin, n-ai rezultat. Și, sincer, au avut și o anumită manieră, pentru că sunt câteva secvențe
de construcție inaccesibile pentru lui, inaccesibile adversarilor de asta, atunci te simți în vână și în minutul 87. Chiar sunt curios să văd câte minute de prelungire va acorda Viorel Fluieran, pentru că e atât de mare diferența între cele două echipe, dincolo de diferența de pe tabelă, care e și ea uriașă, încât cred că ar fi mai bine să fluiere în minutul 90, să-i scutească pe cei de la Petrolul de minute adiționale, nu de alta, dar s-ar putea să crească diferența de pe tabelă. Aici cred că era offside la rață, da. Oricum, faza a curs frumos. Șutul a fost destul de împiedicat, totuși. Această execuție, mai mult o pasă din partea lui Nasser Ali. Din prima, grozav pentru Berisha. Toată lumea se amuză în peluza Petrolului. Păi, după o astfel de execuție, nu-ți rămân prea multe de făcut. Statisticile lui Albin Berisha nu explică transferul acestuia la Petrolul. N-ai avut senzația că arbitru vrea să pună capătul da. De acum? Le-ar fi făcut un pum bine ploieștenilor. Berisha a dat câte 5 goluri în sezonul precedent în 23 de partide la Balcanii. Parcă atâtea erau. Sângerează Carnat. Nevoie de intervenția echipei medicale. Antrenorul voluntarului anunța oricum o schimbare. 5 goluri în 38 de partide. Cu totul, 4 în campionat și un gol în preliminariile Conference League. Nu e chiar atacantul de care avea nevoie Petrolul. L-au adus, însă Petrolul îl cedase pe Irobiso după primele meciuri ale acestui sezon. Între timp, Irobiso s-a întors, dar fără a avea chef de prea mult fotbal. A dat un singur gol de la revenire. Vedem dacă are timp, dar nu, cred că va intra. O să lase Viorel Fluieran, pentru că a oprit jocul aici și pare determinat. Cred că și arbitru se simte bine și vrea să etaleze și toate minutele adiționale. Deci probabil că va intra și Robert Popescu. Și el cu o perioadă interesantă. Și cu ceva personalitate atacă Petrolul. Aici o centrare pe care bine să o revedem. Oricum, 0-4 în continuare, în curând minutele adiționale. Crepulia, deviere, ricoșeul este bun pentru Prahoveni, care trimit repede în careu pentru Ișvan. Dar mai rapid este goalkeeperul Vâlceanu. Nasser Ali, Armaș cu Doru Andrei. Direct în zona centrală, bine găsit Merloi. Din nou Nasser Ali, era o opțiune interesantă să joace în lungul liniei. Și avem 3 minute de prelungire pe stadionul din Ploiești. Petrolul pulverizată acasă de voluntari, 0-4 la pauză, încă de la pauză era 0-3. Destul de miloși în cele din urmă, ilfovenii s-au gândit că n-ar fi rău să mai păstreze goluri și pentru alte partide. Următorul meci al voluntariului peste o săptămână acasă cu Oțelul, apoi vine semifinala de cupă de la Hunedoara pe 17 aprilie.
Iese Nasser Ali și intră Popescu. Carnat. Reușește totuși un Popescu la, să se impună la voluntar. N-a fost Nicolas, fiul lui Gică. Carnat va juca funda stânga și în față au doi jucători cumva cam de același profil, acest Robert Popescu plus Merloi. Foarte talentat Robert Popescu, la fel și Merloi, au arătat-o din plin ambii. Robert Popescu a arătat-o chiar la Craiova. Merloi e genul acela care îți ia ochii poate mai ușor, dar Robert Popescu mi se pare că, mă rog, dacă e bine crescut, îngrijit, are talia asta care, fotbalul de astăzi, fotbalul de astăzi nu mai e pentru ponei, acesta e adevărul. Boboc. Ultimul minut, la Ploiești 4-0 pentru FC Voluntari, care vine la doar 2 puncte de Petrolul. Rață lent aici, depositat de Jair Ișvan. Și la Ploiești joacă la fel cum juca și la Craiova. Pare că s-a pierdut Ișvan. Ar fi bine să nu fie așa, dar asta e impresia. Se hotărăște și Viorel Fluieran să fluiere. Victorie clară a celor de la Voluntari, 4-0 pe terenul Petrolului. Al doilea succes consecutiv pentru echipa lui Florin Pârvu. Gicu Grozav n-are înțelegere nici măcar pentru acel copil venit, probabil să-i ceară tricoul. E singura bucurie pe care e în stare în acest moment Gicu Grozav să le-o facă fanilor. Aceasta a fost istoria meciului. Adi Soare și Dan Ștefănescu vă mulțumesc pentru atenție. Legătura la DigiSport Special. Bine v-am găsit, DigiSport Special, în această seară, venind după un rezultat, i-aș spune, șocant, pentru că nu ne gândeam că Petrolul poate să piardă de o asemenea manieră. Voluntari învinge cu 4-0, Voluntari, da, acea echipă care părea condamnată, reușește, iată, să cu două victorii consecutive în campionat, plus o calificare în semifinalele Cupei României, reușește să iasă din zona locurilor retrogradante și mai mult, sigur, cu celelalte echipe care nu și-au jucat meciurile, este și în afara locurilor de baraj. A reușit foarte bine experimentul Florin Pârvu și a luat revanșa cu Vârși Îndesat, fostul antrenor al Petrolului. Și ne pregătim să discutăm despre acest meci, dar bineînțeles să anticipăm ce va fi în derbiul Vișiniu. Meciul din Giulești dintre Rapid și CFR va fi în această seară. Voi fi aici împreună cu invitații mei, Ionuț Badea alături de mine, Decebal Rădulescu de asemenea și Marius Nicolae. Împreună vă așteptăm în câteva momente aici să aflăm reacții de la Ploiești, dar și să facem prefața jocului din Giulești. Superliga vă este oferită de Superbet. Împreună cu știința, Betano, jocul începe acum. Deseori ne întrebăm care este secretul păstrării tinereții. Știința ne oferă câteva indicii, iar soluțiile vor întârzia să apară. Dar ele nu vor înlătura ca prin magie neajunsurile vieții moderne.
Numai de noi depinde să adoptăm o dietă sănătoasă și o viață activă în care să alegem să prevenim în loc să tratăm. La Digi24, tinerețe fără bătrânețe nu este un vas, este locul în care afli remediile pe care le ai la îndemână pentru a fi în formă tot timpul. Asemenea reușite merită să le vezi din nou și din nou. Sărbătorim cele mai spectaculoase goluri din Europa la emisiunea Digi Gol. Duminică, în direct la Digi Sport. Lupta pentru coroana Angliei e mai strânsă ca niciodată. Rivalitatea lor, bucuria noastră, mai ales cu Drăgușin în prima linie. Premier League e aici, la Digi Sport, spectacolul campionilor. Regatul sportului rege. Ei fac minuni pe teren, tu faci profit acasă. Pregătește-te pentru marile competiții din țară și Europa și pune pariu pe Super Avancronica. În direct la Digi Sport. Știința. Betano. Jocul începe acum. Salut din nou, dar nu treziem în studio, mergem rapid la Ploiești, acolo Vadim Rață, omul care a deschis balul pentru voluntari, vorbește. S-a prezentat Petrolul, că nu, poate vă aștepta să vă pună mai multe probleme. Până la urmă am făcut ceea ce ne-a zis antrenorul, exact ce am vorbit înainte de meci, exact aia am făcut și e un câștig meritat, nu pot să zic că e o surpriză, dar cum v-am mai zis. Am avut două ocazii, am dat două goluri. O fază fixă și golul meu. Crezi că a contat și faptul că antrenorul vostru a știut exact tot ceea ce se întâmplă la Petrolul? Ai simțit asta față de alte partide? Da, cu siguranță a contat foarte mult. V-am zis, am pregătit foarte bine meciul. De aia zic că știam exact ce să facem pe teren, știam exact, nu știu, fiecare minus a echipei adverse, a Petrolului și zic eu că asta a jucat cel mai mare, cel mai important plus al nostru a fost. Calificare în cupă, iată și cu această victorie, simțiți așa că ați dat un restart? Da, vreau să zic că perioada aia s-a început și de la meciul de la Arad, pentru că și acolo am făcut un meci, zic eu, foarte bun și nici într-un caz nu meritam să-l pierdem, dar până la urmă, ce am avut noi de luat în următoarele meciuri, le-am luat, așa că suntem fericiți și trebuie să continuăm la fel. Încă nimic nu e garantat. Mulțumesc! Mulțumesc! Noi asistăm la transformarea echipei dintr-una ternă și lipsită de consistență și de rezultate. Vedem un voluntar izburdând, efectiv. A făcut referire și Vadim Rață la ceea ce s-a întâmplat la Arad, un meci foarte spectaculos. De asemenea, calificarea n-a fost neapărat un meci entuziasmant, nici jocul cu Hermannstadt, dar aici a contat foarte mult, sublinia și Vadim, faptul că își cunoaște foarte echipa. Eu nu sunt pe scurt, vă avertizez, e perioada în care o să vă întrerup destul de mult. Da, voluntarii a fost la un moment dat o echipă depresivă și nu numai pentru ea, însă știți și pentru cei care o priveau. Lucrurile s-au schimbat radical, pentru că această consistență pe care o are acum e legată și de un echilibru defensiv, dar și de o forță ofensivă
pe anumite momente gândite de la, dinainte. Deci lucrurile astea au fost ținute într-o strategie. Mergem să-l ascultăm și pe Armaș, autor și el al unui gol în seara asta. Veneam după înfrângere, dar am reglat puțin lucrurile și am făcut două victorii la rând, ce este foarte bine pentru noi. Cum de-ați ajuns la acest scor și să rezolvați meciul practic din prima repriză? A venit Mister, a unit mai mult echipa, credem că suntem o echipă unită, dar mai era loc și astăzi s-a văzut și meciurile precedente s-a văzut că suntem într-adevăr o echipă unită și nu contează, joci, nu joci, toată lumea era fericită de victorii, de joc bun și asta cred că ne-a lipsit puțin încrederea și această unitate. Te așteptai să întâlniți o echipă a Petrolului atât de dezorganizată, de busolată astăzi, sincer? Nu, niciodată. Eu știam că Petrolul e o echipă foarte bună, mai ales când joacă acasă, dar posibil au un complex tot timpul aici. Cred că tot timpul am ieșit noi învingători și cred că a fost un plus că Mister a fost la ei o perioadă lungă de timp și ne-a arătat punctele mai puțin bune a Petrolului. Ați scăpat oarecum de presiune? Nu, nici de cum nu. Mai sunt încă 6 meciuri, încă 18 puncte și trebuie să nu ne culcăm pe ureche, să ne pregătim pentru cea mai în formă echipă din play-out-ul ăsta. Te întreb asta pentru că încep să se lege lucrurile și în jocul vostru. Da, e foarte important. Sincer, acum avem încredere unii în alții, avem încredere în Mister și Mister în noi, de-aia a venit că cred că puțin antrenori veneau când mai rămâneau 9 meciuri, dar el a ales asta și putem să-l felicităm și capul jos și înainte. Sincer, ați jucat și pentru Mister în această seară, mai ales după cum a plecat de aici, de la Petrolul? Da, știți că tot timpul jucătorii joacă pentru club, pentru familiilor, pentru ei însuși, dar astăzi s-a jucat și pentru staff-ul pe care în frunte cu Mister. Și o ultimă întrebare, este frustrant să nu aveți licență pentru Europa în situația în care v-ați calificat în Cupa României? Da, ne-am calificat în semifinale. Până în finală mai e. Chiar dacă e un meci, dar e un drum lung, pentru că întâlnim o echipă foarte bună, mai ales la ei acasă. Și o să plâng de durere, cred că, dacă ajungem în finală și mai ales dacă câștigăm cupa. Dar asta e situația fotbalului românesc și nu e vină doar la echipa noastră. În general, în toți anii, câte 2-3 echipe nu primesc licența și eu, sincer, nu înțeleg de ce. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Igor Armaș, discurs de foarte mare bun simț și e un tip așa care, nu știu, inspiră căldură și încredere, nu mai zic, pentru că de asta se bucură coechipierii lui. Da, un meci rezolvat de voluntar foarte ușor. Spuneau ei, au jucat și pentru antrenor, pentru Pârvu. Eu venit după o victorie mare în Cupa României, din punctul meu de vedere. Au jucat foarte bine de la venirea lui Pârvu, mai ales la Arad, cum a menționat și Rață. Referitor la Armaș, este un jucător cu experiență, un jucător de echipa națională a Republicii Moldove, ca și Rață, marcatorul primului gol. Să nu uităm că acum 2 sezoane era unul dintre cei mai buni jucători din campionat. Da, se vede că venirea lui Pârvu este de bun augur la voluntari și echipa chiar joacă. Mergem să mai ascultăm un jucător, deși este în galben, tot de la voluntari, George Merului. Acest scor? Sincer. Nu pot spune că mă așteptam. Noi ne doream, vroiam să câștigăm, dar na, sincer, nici noi nu ne gândeam că o să fie 3-0 prima repriză. Neînțeles, dar suntem fericiți. Pe ce fond a venit această victorie la scor pe terenul Petrolului? Am ascultat ce ne-a zis Mister de la bun început. Ce v-a zis Mister? Spune-ne și nu, acum că s-a încheiat meciul. Să câștigăm. Nu știu ce. Ne-a dat niște informații pe de care noi am ținut cont în timpul meciului și uite că au dat roade. Probabil el știa foarte bine situația de aici, deoarece fusese antrenor și am jucat pe punctele lor slabe, să zicem așa. În momentul în care ai văzut că și tribunele îi apostrofează pe cei de la Petrolul, ai simțit că este totul încheiat și te întreb din postura de jucător cum se simte o tribună ostilă pe teren propriu. Păi noi de obicei avem mai mulți fani și ne încurajează mai mulți oameni când jucăm în deplasare și la Rapid s-a întâmplat acum iar. Da, cred că la 4-0 știam că meciul este terminat, să zicem așa, dar noi am continuat, ne-am făcut jocul, uitați că n-am luat nici gol și suntem foarte fericiți. Simți că se leagă lucrurile în jocul vostru, că aveți oarecare constanță? Da, în acest moment pare că suntem o echipă foarte bună a play-out-ului. Știam că avem valoare, știam că avem individualități bune, doar că nu reușeam să câștigăm, să băgăm mingea în poartă și acum
vedeți că aproape ocazia și golul. Mai aveți emoții? Bineînțeles, nu. Bineînțeles că sunt emoții, pentru că nu suntem departe de locurile de barat sau de locurile de retrogradare. Trebuie să luăm meci cu meci, pas cu pas și dacă vom continua pe această linie, cu siguranță ne vom salva. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Am revenit, l-am ascultat și pe George Merloi. Decebal, pe tine nu te-am auzit. Te așteptai la un asemenea scor? Nu mă așteptam, dar eu trag următoarea concluzie din povestea acestui meci. Mă gândesc la stările nebune pe care le-ar putea avea cei doi antrenori. În primul rând, Pârvu, care se răzbună teribil pe cei care l-au dat afară. Eu fac pariu. Și că în la, al doilea rând, la Dică, interviu nu o să spună nimic. Care a plecat la un moment dat de la FC Voluntar pentru că n-a reușit să resusciteze echipa asta. Poate că are motivele lui. Sau nu, nu știu. Cam și din perspectiva asta s-ar putea vedea rezultatul, s-ar putea privi rezultatul meciului ăsta. Altfel, da, avem șanse mari ca Voluntar să rămână, nu? În Liga 1. Petrolul pe merit, până la urmă. Pe merit, bineînțeles. Hai să te întreb și pe tine. Să-l ascultăm pe Paul Pap. Prima reacție din tabăra Petrolului. Merit la noi acasă. Altceva nu cred că mai e de spus. Cea mai slabă repriză cel mai făcută slab de meci, Petrolul? Nu, cel mai slab meci de când sunt eu aici. Fără intensitate, fără nimic. N-am și capul poartă deloc. În fine. Astea sunt problemele noastre și trebuie să le reglăm până la meciul cu Cluj. Paul, cum a ajuns Petrolul în această situație? De la echipa cu pretenții la play-off, la echipa care acum se luptă pentru salvarea de la retrogradare? Așa e la fotbal. Sunt momente și momente, cum sunt și în joc. Momente când domin, momente când ești dominat. Sunt momente și momente, trebuie să strângem rândurile, caracterele puternice se văd la greu și mie îmi place să joc așa. Ce ai simțit în momentul în care ai văzut că la pauză intrați cu acest scor? Ce ai simțit? Am zis mai devreme. Umilitor. Ce să zic? Ai simțit că asta se mai poate întâmpla ceva în repriza a doua, că puteți să întoarceți? Da, vă dați seama că noi în vestiar am vorbit și am zis că bă, să facem orice ca să dăm și noi un gol, după aia poate să mai dăm unul și încă unul, dar în seara asta fotbalul ne-a pedepsit. N-am avut intensitate. N-am avut inimă. Ce spui de golurile încasate? Ce să zic? Ușor, foarte ușor le-am încasat. Naivi. Foarte, foarte naivi. Naiv. N-am arătat o echipă matură. În seara asta n-am arătat nimic. Și ce poate face Petrolul în continuare? Pentru că aveți o serie destul de dificilă. Cu moralul se vede că nu stați deloc bine. Fanii vă sunt ostili? Da. E normal să fie așa. E normal să fim cu moralul la pământ, pentru că am fost umiliți. Dar cum e în viață, trebuie să renaști, să ridici capul din pământ și să mergi mai departe. Și la meciul următor s-a ales că toată lumea s-a înșelat. Este greu de digerat atunci când toată tribuna te ironizează? Da, vă dați seama că este greu, dar ăsta e fotbal, e un joc de bărbați, există presiune, trebuie să faci față presiunii și așteptăm meciul viitor să demonstrăm la toată lumea că se înșală. Simți că și-a spus cuvântul și lipsa de experiență de pe bancă? Nu. De ce crezi asta? Că poate erau anumite decizii? Nu antrenorul devine niciodată. Adică, în momentul de față, nu. Nu, pentru că noi am fost slabi. N-am avut intensitate, n-am alergat cum trebuie, n-am stat cum trebuie în teren, pentru că n-am făcut ce ni s-a transmis de pe margine. Simți că sunteți singurii vinovați? Da. Mulțumesc. Trist, resemnat și foarte autocritic Paul Pap, cel mai slab meci de când e la Petrol. Bine, limbajul a fost plastic și general în același timp. Pe finalul discursului lucrurile s-au dus către sentimentul de persecuție, adică noi suntem vinovați,
E și nu e persecuție, lucrul ăsta. Persecuție, nu, spuneam. Când spui că și duci și... Autopersecuție. Și duci și direcția către a demonstra lumii că nu e așa. Nu, obiectivul echipei nu e să demonstreze nimănui, nimic lumii, ci să facă puncte. Și punctele se fac cu luptă, nu cad din cer. E o situație mai, destul de mai delicată în clasament. Dacă după părerea mea, Voluntar n-a făcut un meci strălucitor. A jucat exact ce putea să joace, adică a fost eficientă, în timp ce Petrolul a avut o exprimare de-a dreptul... Atâta timp când n-a fost numit un antrenor, păi, dar aici, e de discutat aici, și de, pe tema asta. Da. Dar mergem să-l ascultăm și pe Sergiu Hanca, după care revenim la dialog. Bună seara. Păi, după astfel de meci, ce explicații găsim? Putem să dăm vina pe orice, dar singură vinovată suntem noi. Cum s-a noi ajuns? Am jucat, noi am început, știam că vom avea un meci foarte greu, dar știți cum e, că în viață fotbalul îți dă, dar îți mai și ea. Două goluri primite până în minutul 24, la pauză ați intrat și cu al treilea încasat? Da, am mai avut un început așa de meci, de exemplu, contra celor de la Craiova, când la fel a fost de 0 pentru ei, dar totuși am avut reacție. Astăzi n-am avut nicio reacție, am fost mereu ultimii la minge, toate duelurile le câștigau ei. Ce să zic, a fost un meci foarte slab și cred că acesta este momentul în care trebuie să ne arătăm caracterul și trebuie să ne arătăm că suntem bărbați, în primul rând. Top fotbalul e un sport pentru bărbați, e un sport de contact. Și nu joacă doar unul, jucăm cu toții. Și cei care au stat pe bancă sau au intrat, toți suntem vinovați împreună. Dar ce se întâmplă la Petrolul? Pentru că am văzut că există tensiuni și între echipă și suporteri. Da, nu știu, nu cred că există tensiuni între suporteri. Înțeleg că sunt supărați și nehuiduie sau sunt ironici. Îi înțeleg perfect, știu că acesta este fotbalul. Când câștigi, toată lumea cere autografe și tricouri, când pierzi te... Uite, dar e normal, dar cum a fost că toată lumea îl înjura pe Țicu, nu cred că joacă Țicu singur în echipa asta. Eu înțeleg că a greșit la gol, dar cu toții greșim odată sau mai multe meciuri. Și atunci trebuie să ne susținem în continuare, să înțeleagă că suntem o echipă, aceștia suntem, alții nu mai pot să vină acum, mai sunt câteva meciuri. Și împreună, cum am făcut-o de multe ori, să scoatem la capăt, să fim susținuți cum am fost mereu. Cred că sunt niște fani care își susține echipa și își iubesc această echipă, inclusiv în anul centenarului. Anul centenarului nu cred că putem acum să cedăm și fiecare să-și vadă de treaba lui. Veți purta o discuție cu suporterii ca să calmați lucrurile sau crezi că rezultatele... Am mai discutat și despre meci, dar exact cum le-am și spus acolo. Împreună suntem, împreună am adus echipa aici, împreună scoatem la capăt. Altă variantă nu există. Dacă acum începem să găsim alibiuri și scuze, nu ajungem nicăieri, cred că ne afundăm mai rău și cred că e momentul să strângem rândurile, să muncim mai mult, să fim mai umili, probabil, și să facem rezultate. L-ai simțit pe Țicu afectat încă de la începutul meciului, de când au început fluierăturile? E normal să fie afectat. Un afară de fotbalist este om, orice om, cred că, oricât de puternic ai fi, ești afectat. Și nu este primul. Am fost și eu în cariera mea, au fost fotbaliști mari, legende, baloane de aur, au fost huiduiți. Messi era huidul la PSG, ce să mai vorbim de alții, dar acesta este fotbalul. Când ne-am apucat, am știut de cine apucăm, trebuie să-l acceptăm cu bune cu rele, face parte din viața noastră și eu am încredere, sincer, chiar dacă sunt acum dezamăgit și supărat, eu am încredere că ne vom arăta caracterele și o vom scoate așa cum trebuie la cap. Tu te așteptai să ajungeți în această situație, sincer? Nu m-am gândit niciodată, sincer, pentru că știu ce echipă avem, știu cum ne-am pregătit, am fost aproape să intrăm în play-off, am ținut acolo, dar odată rămași în play-out, vă dați seama că s-au înjumătățit punctele, orice victorie te duce sus, orice înfrângere te coboară, dar depindem de noi, nu stăm la mâna nimănui, cum am zis, să fim umili, să muncim, să avem atitudine, să avem spirit, cum am câștigat foarte multe meciuri prin spirit și eu cred că rezultatele vor veni. Mulțumesc. Cu plăcere, seară bună. Sergiu Hanca, și el cu un discurs cât se poate de realist. Da, e discuția aceasta pe care am început-o. Faptul că, într-un fel sau altul, și-a asumat conducerea Petrolului, nenumind un antrenor, că se poate ajunge și aici. Dar lucrurile nu sunt deloc. E un fel de zonă ad hoc acolo și de conlucrare antrenor-jucător. Adică, din discursurile jucătorilor și pentru faptul că Stângă a schimbat sistemul, probabil și la
sugestia unor jucători importanți de acolo. Deci au trecut din 5 apărători, au trecut în 4. Lucrul ăsta s-a văzut. Dacă te uiți la golurile 1 și 3, o să vezi că toate duelurile au... O să ne propunem, da? Sper, okay, să avem și timp să vedem și să analizăm. Stai că a plecat Părvă de la Inter. Ba nu, s-a întors. Nu înțelegem. Haideți să-l ascultăm pe Florin Părvă. Celălalt plânge sau... Da, e foarte greu să exprim acum sentimentele. În primul rând, așa cum am spus la flash înainte de meci, face parte din viața noastră a antrenorilor. Este clar că nu a fost ușor, dar așa cum am zis, important este că noi ne-am atins obiectivul. Am venit aici să câștigăm puncte, punct. Mă bucur foarte mult pentru cele 3 puncte. Mă bucur foarte mult pentru un joc solid, pot spune eu, dar a rămas bucuria, îi felicit pe băieți, dar noi să știți că trebuie să rămânem modești, să rămânem la fel de atenți la toate detaliile, pentru că mai sunt etape, mai sunt multe puncte puse în joc și avem nevoie să acumulăm și să ne salvăm de la retrogradare. Aceasta este adevărata față a voluntariului? Eu zic că putem mai mult. Eu totdeauna se poate mai mult. Mă bucur că băieții au înțeles ceea ce le cer eu. Ce le-ați cerut astăzi? Că acum ne puteți spune și ei ne-au spus că, da, le-ați dezvăluit multe sunt secrete. Sunt multe lucruri din și n-aș vrea să spun aici din eu știu așa, din ferpre pentru echipa la care eu am lucrat până de curând. Petrolul este și va fi echipa pe care eu o respect și voi respecta foarte mult în tot ceea ce fac. Nu vreau să intru prea mult în detalii, pentru că sunt lucruri pe care... Dar le-ați speculat, da, punctele, da, sunt slabe. Lucruri, exact, sunt lucruri pe care eu în pregătirea jocului le-am spus. Mă bucur că le-am interpretat bine, dar așa cum am spus, vreau să ne bucurăm, să se bucure băieții, dar rămânem în continuare cu atenție foarte mare, pentru că sunt etape și sunt puncte foarte multe puse în joc. Credeți că cei de la Petrolul vă regretă în acest moment? Nu știu, n-am pun să spun lucrul ăsta, nu știu, chiar nu vreau să mă gândesc la lucrul ăsta. Nu vreau. Dar nu v-ați gândit în niciun moment la revanșă? Nu există. Am spus-o, nu am resentimente și profit de faptul ăsta să le mulțumesc celor care au avut încredere în mine, membrilor fondatori, și cu această ocazie vreau să-i urez la mulți ani domnului Mircea Dridea. A fost unul dintre oamenii care m-a dorit aici la echipă și m-a susținut. Membrilor fondatori, am spus, oamenilor care au fost atunci în momentul ăla și au ales președintelui clubului Tudor, pentru că... Dar sunteți foarte emoționat. Da, sunt emoționat, pentru că... Nu știu, nu e ușor. Și vreau să vă spun că am plecat imediat după bancă, Peluza Latină mi-a strigat numele și vreau să le mulțumesc lor, Peluzei Latine, Peluzei Ilie Oană. Am simțit din partea lor în toată această perioadă un suport incredibil. Le mulțumesc foarte mult și, așa cum mi-au spus și ei când am plecat de aici, mi-am câștigat respectul și asta e foarte important. Dar ce sentimente vă încearcă când o vedeți pe Petrolul în această situație? Petrolul, eu singur, va ieși din această situație. Formează un grup foarte bun, îl știu foarte bine. Sunt lucruri pe care ei știu și eu știu să le gestioneze. Nu vreau să intru în detalii, dar ca și grup, Petrolul Ploiești este o echipă bună, o echipă cu jucători pe care eu îi știu foarte bine și sunt sigur că ei vor trece de această perioadă și vor avea parte de victorii, pentru că au nevoie de acest lucru și ei. Mulțumesc! Seară. Betano. Jocul începe acum. Suspans până în ultima cursă. Asta vrem și noi în noul an. Warcry, 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 Warcry. MotoGP. We love you. Un nou sezon în direct la Digi Sport. Compania este campion mondial în 2023, primul pilot Ducati care își apără trofeul la clasa mare.
Deseori ne întrebăm care este secretul păstrării tinereții. Știința ne oferă câteva indicii, iar soluțiile vor întârzia să apară. Dar ele nu vor înlătura ca prin magie neajunsurile vieții moderne. Numai de noi depinde să adoptăm o dietă sănătoasă și o viață activă în care să alegem să prevenim în loc să tratăm. La Digi24, tinerețe fără bătrânețe nu este un vas, este locul în care afli remediile pe care le ai la îndemână pentru a fi în formă tot timpul. Au șocat Spania, dar acum cer recunoaștere. Cu trofeul la mijloc, Athletic Bilbao se bate cu Mallorca. Finala Cupei Regelui. Astăzi, de la 11 seara, în direct la Digi Sport. Nivel mondial. Artiștii rachetelor te așteaptă în arena Digi Sport. Capodopere de forță, talent și viteză. Senzațional. Urmărește campionii circuitului de tenis ATP. What a terrific performance. Pentru următorii 3 ani, în direct la Digi Sport. Giganții au rămas în picioare. Marți, Realul promite show cu City, iar Bayern trage în Arsenal. Miercuri, PSG și Barça opresc planeta, iar Atletico se ciocnește de Borussia. Sferturile UEFA Champions League, în direct la Digi Sport. Programele UEFA Champions League de săptămâna viitoare vă sunt prezentate de Heineken și Turkish Airlines, sponsor UEFA Champions League. Multă emoție în discursul lui Florin Pârvu și acea trimitere către maestrul Mircea Dridea, pot să-i spun maestru, cred că nu mă înșel și nu greșesc cu nimic, omul care mâine va împlini o frumoasă vârstă, 87 de ani, era muncă de pe acum la mulți ani. O să-l ascultăm și pe Florin Stânga, antrenorul celor de la Petrolul. Aș vrea să-l ascultăm pe Ionuț să... puțin. Da, și pe Ionuț un pic cu golul. Vreau să-l întreb. Nu cu golurile. Pe toată scurt, lumea întreabă, dom'le, secretul tău, ai știut punctele slabe de la Petrolul, el se schivează și al jucătorii au fost întrebați. Noi vedem imagini din Giulești, să spunem asta. Aproape prin stadionul cu o jumătate de oră înainte de începerea meciului. Da, au fost clar niște puncte vulnerabile. Prima e legată de partea asta tactică a lucrurilor, pentru că sistemul de 5-3-2 folosit de voluntari a presupus doi atacanți contra doi fundași centrali ai celor de la Petrolul. Schimbarea acelui sistem cu 5 apărători a atras o mare vulnerabilitate în zona centrală, în axa acolo. Dacă vedem golurile 1 și 3, cel puțin primul gol marcat de Rață, este făcut printr-o infiltrare din linia a doua. Da, este o infiltrare din linia a doua, acolo deja existau doi atacanți pe doi. Orice situație de infiltrare din linia a doua se face un 3 contra 2 acolo. Deci e clar că primul punct vulnerabil ăsta a fost. De-aia a jucat Petrolul înainte cu 5, pentru că nu exista nici forță explozivă la nivelul fundașilor centrali și nici o foarte mare înțelepciune și o înțelegere a acestui duel de 1 contra 1. Papi este un tip lăudabil, dar e un tip care se repede de foarte multe ori și mă mir pentru că la experiența pe care o are,
ar trebui să fie un pic mai atent cu... Ai lucrat cu el, ai bineînțeles. Vreau să întreb o chestie. Tu, după părerea ta, Petrolul are echipă de rămas în Superliga? La lista de puncte pe care a făcut-o și jucătorii ei, da, ar trebui să rămână. Numai că există aceste vulnerabilități în zona fundașilor centrali și mai este și păi suprapusă... Și puțin, că mai este suprapusă și cu... Nu e ce neapărat un vid de autoritate în ceea ce privește grupul de acolo, antrenorul, ci pur și simplu în momentul în care e un moment de presiune, tensionat, cum este acum la Petrol. Și relația cu suporterii. E o piață grea, nu e simplu de gestionat. E, în momentul ăla trebuie cineva, trebuie un antrenor care să fie respectat să le vorbească și să fie respectat. Și să aibă autoritatea voluntară, adică să nu mai demonstreze nimic el. Da. E stângă în momentul de față, e la nivelul în care trebuie să demonstreze că poate fi antrenor. Corect. Asta e o problemă care trebuie gestionată. Bun, ne referim un pic pe repede înainte și la golul 3, după care vreau să ne mutăm în Giulești. E aceea situație, golul 3 este... Probabil asta le-a spus... Bineînțeles, este un duel de 1 contra 1. Dacă exista încă un fundaș central, ar fi avut un dublaj, adică un 2 contra 1 la Nemeț și nu n-ar mai fi existat acest minge rămasă ușor din întâmplare în fața lui Nemeț. Dar calitatea lui Nemeț e incontestabilă. Mai să ascultăm și pe stângă antrenorul celor de la Petrolul, foarte probabil la ultimul meci, după care, repet, ne mutăm să analizăm jocul din această seară din Giulești. În seara, ce concluzii puteți trage după dezastrul petrecut aici pe Ilioana? Bună seara! Da, într-adevăr, este o seară neagră pentru noi, o seară în care nu ne ieși nimic, o seară în care ne-am dezamăgit suporterii, o seară pe care trebuie să uităm cât mai repede. Ce le-a spus jucătorilor la pauză? La acel scor? I-am încurajat, le-am spus că am încredere că putem să întoarcem rezultatul, dar din păcate când am primit al patrulea gol ne-a scăzut de tot încrederea și nu am mai putut să revenim. După ce ați văzut în prima repriză, mai avea speranțe că se poate repara ceva în repriza a doua? Da, nu s-a mai întâmplat în meciul în care echipele au revenit de la 3-0. Am încredere total în jucătorii mei. Astăzi a fost o seară neagră, a fost o seară în care nu ne-a ieșit nimic și aș vrea să le cer scuze suporterilor pentru momentele urâte pe care le-au trăit. Nu merită chestia asta, o știm cu toții, suntem conștienți și sperăm ca în următoarea meciuri să ne luăm revanșa și să le aducem bucurii. Poate Petrolul să se salveze încasând astfel de goluri cum s-a întâmplat în această seară? Se întâmplă, orice echipă, toate echipele mari au mai luat bătaie. Deocamdată noi nu suntem pe loc retrograde, tot văd că insistați cu chestia asta. Suntem mai bine ca multe echipe și mai sunt meciuri de jucat. Petrolul nu este la retrograde la momentul ăsta. Avem 2 puncte în fața și la voluntari, la 2 puncte am preluat echipa, nu s-a întâmplat nimic. Avem meciuri, le vom câștiga și Petrolul cu siguranță se va salva. Petrolul la începutul sezonului își propusese play-off-ul ca obiectiv, iar acum se luptă pentru salvarea de la retrogradare și asta se vede inclusiv pe teren și în relația dintre jucători și suporteri. Probabil ați văzut și noastră ce s-a întâmplat astăzi pe teren. Am văzut ce s-a întâmplat. E normal ca suporterii să ne huide, dar la meciul cu Creva când am jucat și am câștigat, ce s-a întâmplat? Nu erau suporteri atât de noi? Au fost. Suporterii sunt alături de echipă, pentru că iubesc echipa și la sfârșit i-au aplaudat pe jucători și i-au încurajat, că am fost cu ei acolo și am văzut. Într-adevăr, dezamăgirea este foarte mare, dar suporterii acestei echipe tot timpul și-a susținut echipa. Și Petrol nu este într-o situație să avem vreo 7 puncte de recuperat, nu. Deocamdată suntem deasupra liniei. Deci sunteți liniștit din acest punct de vedere? Normal că nu sunt liniștit. Normal că sunt probleme și așadar văd că tot insistăm că probleme, Petrol are probleme. Păi ce să spună Botoșanu sau Dinamo dacă probleme, de Petrol are probleme? Este o diferență foarte mică acolo, adică lupta este destul de strânsă. Păi este, normal că este. Și eu când am preluat echipa, tot distanța asta era, tot lupta era foarte strânsă. Cum veți gestiona situația dintre Țicu și Galerie? Pentru că am văzut că a fost fluierat încă de la începutul partidei. Țicu este un jucător profesionist care trebuie să-și facă datoria atât timp cât intră în teren. Este capitanul echipei, eu am încredere în el, este un simbol al clubului, a crescut aici la Petrolul, el trebuie să depășească acest moment, să aibă evoluții mai bune, are susținerea noastră și sunt convins atunci când va juca bine și echipa va avea rezultate, suporterii vor susține. Da, l-am ascultat și pe antrenorul Petrolului trăgând concluzii. Vom mai avea timp probabil să discutăm despre asta. Mă grăbesc însă să fac trecerea către Giulești. Titrau și colegii mei pe ecran. Titlul acela deloc onorat pentru Rapid. O formație care în urmă cu 2-3 săptămâni se gândea la titlu.
e singura fără punctă în play-off și un nou meci pe teren propriu cu CFR Cluj, o echipă aflată de asemenea în mare nevoie de și de puncte și de o confirmare. A trecut prin șocul schimbării antrenorului, meciul cu Corvinu. Încearcă să se ridice una pe spatele celeilalte în această seară, și Rapid și CFR. Egalul, trebuie să afirm că e al nimănui în această seară, sau mă rog, al contracandidatelor. Eu cred că favoritul în această seară e Rapid. N-a jucat la mijlocul săptămânii, fiind eliminată din cupă mai devreme. Eu cred că suporterii au revenit la sentimente mai bune. Se va crea acea atmosferă care avantaja pe jucătorii Rapid. Se sentimente mai bune în Giulești, pentru că ei au fost și la Craiova. În Giulești vorbesc. Giulești, apropo de ce s-a întâmplat la meciul cu Faru. Acea imagine superbă din dronă cu Giuleștiul. Îl vedem și pe Ciprian Deac. Avem și formațiile, o să ascultăm și pe cei doi antrenori. Ionuț, dacă ai văzut formațiile așa, ca să intrăm în atmosfera partidei, surprinde într-o oarecare măsură, din punctul meu de vedere, mai mult Rapidul. Mai multe modificări și o schimbare de sistem. Burmaz este titularizat. Da, dacă nu era Burmaz, ar fi fost Hasani, jucători apropiați un pic ca stil, un pic mai ofensiv, evident, Burmaz, care este, sau poate fi un clasic număr 9. Deci sunt convins că în fază ofensivă Rapid va juca 4-4-2, în timp ce defensiv Burmaz va coborî în zona lui Keita. Noi avem un 4-3-3 acum, dar sistemele astea, modulele astea se schimbă. Okay. Eu zic că 4-4-2 ofensiv. Cred și că să vă puteți ca să mai discutăm. Da, să discutăm pe ele. Exact. Dar din punct de vedere tactic, cu doi atacanți ofensivi, va trebui ca Rapid să ducă repede jocul către înainte. Sau către Benz pentru cine? A veni cu centrări. Prin pentru Albu că spațiul dintre linii nu va putea fi atacat decât poate de Papo. Funcșo este mai liniar, deci va fi mai mult în zona laterală, în bandă, în timp ce Papo va fi cel care va intra pe picior inversat, dominant piciorul drept, și va fi zona centrală mai mult. Deci nu cred că va avea o forță foarte mare în ax Rapidul, dar în condițiile în care vor fi acțiuni de poartă rapide, adică duse către înainte, a patra pasă trebuie să fie automat către înainte pentru a da valoare acestor doi atacanți. Îmi place expresia ta foarte mult și te-aș întreba cine o să fie controlorul de joc. Ar trebui să fie Djokovic. Și o dispută de asta ceferistă, deci avem nevoie de un aș. Da, controlorul de joc ar trebui să fie Djokovic, însă nu știu cât va putea duce el acest ritm, pentru că în condițiile în care joacă cu doi mijlocași centrali, doi controlori, cum spuneai și tu mai devreme, ritmul de joc pentru un tip ca Djokovic va fi unul ridicat, deci el va trebui să și apară la ultimul. Pasă sau la nivelul apă.